seara asta îl am ca invitat pe Vasile Iernu. Vom avea o discuție în felul următor. O să-l prezint succint, dar trebuie să spun niște lucruri elementare pe care oamenii nu le înțeleg sau le înțeleg complet greșit. Despre ce scrie el. Apoi el va face o intervenție compactă de 15 minute, să spunem, și o să intrăm într-o discuție după aceea. Titlul acesta poetic foarte lung, care mi-a fost sugerat de autor și revizuit de mine, Ultimul copil al Imperiului, de la marginalii sovietici la precariat. Precariat este contribuția mea. Puteți citi pe internet multe lucruri despre și de Vasile Iernu. În acest pliant există o scurtă prezentare a vieții și operei sale. Nu am să intru în aceste detalii pentru că sunt acolo. Eu aș vrea să vă spun ce este cu el. Pentru că asta mi se pare un fel de enigma a spațiului public românesc, dintr-un motiv destul de simplu. El este pur și simplu prea diferit de noi. El a venit dintr-o cu totul altă lume, socializat în cu totul alte condiții și pur și simplu majoritatea intelectualilor din România, care ar avea, să spunem, unii dintre ei cel puțin resursele clinice și intelectuale, culturale, pentru a înțelege altceva decât ceea ce întâlnesc în fiecare zi în jur, acești oameni nu ajung să înțeleagă de unde vine el, care sunt rădăcinile lui, de ce este el așa, ce spune el. Eu aș vrea să vă spun foarte pe scurt ceva despre asta. Vasile Iernu este unul dintre importurile culturale ale României din Republica Moldova și se înscrie în felul acesta într-un grup extraordinar de divers, de persoane care fac absolut orice, de la fizică teoretică, la balet, muzică populară, muzică simfonică, pictură și așa mai departe. Deci a fost după 1990-91, a fost această enormă infuzie de persoane, de populație din Republica Moldova, în continuare o să spun Basarabia, pentru scurtime, care a avut nevoie de un anumit timp pentru a se afirma, pentru că în prima generație de contacte au dominat figurile normale pentru comunicarea pe podul de flori, naționalist, sentimental, al anilor 90. Acolo a fost un fel de regăsire extraordinar de sentimentală și de superficială și de un fel de regăsire într-un spațiu al unui naționalism etnic în care de altminteri nu se simțea toată lumea la fel de bine. Dar românii uitaseră de fapt că se întâlnesc cu un gen de populație care are desigur mari afinități cu etnicitatea și cu identitatea culturală din România, dar care au fost și au rămas diferiți. Și această diferență a Basarabiei reprezintă pentru cultura română o provocare majoră. Și deși la vârful culturii înalte, mai ales în cultura literară, există o formă de rapprochement, să spunem, nu? Chiar de construcția unei identități comune culturale. Și nu fac aici o listă lungă de poeți și scriitori care scriu fie pe un mal, fie pe celălalt al Prutului, în cam aceeași manieră, în special în poezie, uneori atingând însă locuri pe care un scriitor din România, să spunem, continentală, nu le poate atinge și nu le poate simți, pur și simplu pentru că reprezintă o experiență culturală și existențială total diferită, rusă și sovietică. Deci, într-un fel, poarta aceasta pe care ne-am deschis-o singuri în 1990-91, eram la Ministerul Învățământului și am fost principal responsabil pentru instituirea primului program de burse pentru studenții și elevii din Basarabia și partea română a schimbat condițiile schimbului tocmai în vara lui 1990, când deja sovieticii de la ambasada lor de aici, de la București, se așteptau la prăbușirea generală a Imperiului.
poate nu formele acestea, erau în orice caz plictisiți, sătui, sastisiți, și atunci au cedat de la început propunerea pe care am făcut-o, ca în loc de 20-20, era schimbul de 20 de burse, ei 20 noi, să introduc o frază care să spunea așa: iar dacă cealaltă, una din părți vrea să dea mai multe, se poate. Și după ce au semnat a doua zi, am spus, ei, partea noastră dă 2000 de burse începând de în anul școlar următor. Și ne-am trezit, deci, cu un număr foarte mare de copii și tineri din Basarabia, care au fost repartizați într-un fel cu geniul logistic al unor foști organizatori de tabere de pionieri de la Ministerul Învățământului, în toată România, în tot felul de forme de învățământ, de la liceu la universități, oameni, mulți dintre ei au fost primiți în familie și așa mai departe. A fost un mare început de sudare a unor legături pierdute. Dar din această lume au apărut într-un timp destul de scurt figuri mediatice care proveneau din cultura populară. Cântăreți, dansatori, coregrafi de coregrafie clasică, instrumentiști, etc., etc., iau o prima parte de vizibilitate publică. În mediul cultural înalt au apărut primele nume de scriitori de jurul reviste Contrafort și alții care scriau într-o manieră destul de apropiată de colegii lor de generații sau de două generații. Nu scriau la fel generațiile care fusese formate integral în perioada sovietică riguroasă, care, cu excepțiile respective, construiseră un fel de alternativă la marea cultură sovietică, în care, treptat cu anii 70, dar mai vizibil cu anii 80, infiltraseră elemente de identitate națională românească, mergând aproape până la un fel de iridentism cultural. Și ele, în cadrul acestor raporturi Basarabia-România, sunt de discutat separat, foarte serios, pentru că sunt greu de înțeles și de urmărit. Bun, acești oameni au fost mai ușor de asimilat, pentru că, într-un fel, fie făceau ceea ce făceau și românii, sau într-o formă sau alta, unii dintre ei, de aminte, din Basarabia, ascunzându-și sau extirpându-și în timp exact ceea ce îi făcea pentru mine interesant, și anume aceste dimensiuni pe care ei le aduseseră încoace din spațiul vast cultural sovietic, rusofon sovietic. Și unii au decis să se aclimatizeze și au reușit în mod absolut, pierzându-se în masa producătorilor de cultură înaltă din România, așa încât pe unii nici nu mai poți identifica acum de basarabeni, decât dacă te uiți atent la actele lor de stare civilă. Cel mai dificil de asimilat a fost tocmai, bineînțeles, ca întotdeauna, diferența. Și diferența, dacă se poate, mai radicală. Asta se poate vedea și în discursul literar, bineînțeles, în care pur și simplu anumiți scriitori scriu altfel. Dacă mă refer doar, să spunem, la romanele doamnei Țăbuleac, ele, dintr-o dată, ies din seria scrisului literar romanesc, prozastic românesc de la vârf, și intră într-o lume separată pe care cred că doar ea știe să o construiască. Asta ar fi o diferență mai ușor de, cum să spun eu, de asimilat, deși anumite referințe culturale, istorice și legate de ele, sociale, societale, psihologice, sunt greu de urmărit. Hai să spunem că într-un discurs literar, intuiția, eu știu, o anumită formă de empatie și mai departe, mai rezolvă din aceste probleme destul de dificile care sunt de comunicare transpruteană în adâncime. E, în acest fundal apare Vasile Ernu. Am avut de-a face prima dată cu el acum cam 15 ani, când el a fost redactorul de carte al reeditării unei cărți scrise de mine, Utopica. Era pe atunci la Cluj. Dar când ne-am întâlnit, am refăcut parcursurile noastre reciproce, ni le-am povestit și am înțeles despre ce este vorba. Și apoi mi-a făcut onoarea de a-mi cere să scriu o postfață la
cartea lui de debut, Născut în URSS. Născut în URSS a fost într-adevăr o surpriză pentru majoritatea cititorilor din România, pentru că în forma aceasta de lexicon, în care este multă ironie, autoironie, pastișă, etc., umor negru foarte mult, Vasile Ernu încearcă să descrie pentru publicul cititor din România ceva despre care românii știau foarte puțin. Adică aici este, într-adevăr, o lume, sunt câteva coordonate în forma acestui parodic lexicon ale existenței cotidiene și ale marilor decupaje ideologico-culturale istorice din Uniunea Sovietică. Se poate spune că asta, cum să spun eu, a construit un fel de imagine publică a lui Vasile Ernu, pentru că de atunci Uniunea Sovietică și Vasile Ernu au fuzionat în imaginarul colectiv, încât acum este foarte greu să-l mai desprinzi de asta. Ce înseamnă pentru majoritatea cititorilor români, care sunt grăbiți și de obicei nu foarte culți, și care au, bineînțeles, radicalismul clasic al provincialilor frustrați, și anume că resping imediat tot ce nu seamănă cu ei. Asta știm dintotdeauna. Ei trăiesc într-un balans, între complexul de inferioritate care îi duce până la bovarismul geocultural și iluzia că ar fi vreodată pentru o secundă un fel de occidentali rătăciți în Balcani, sau trecând prin ura de sine la un adânc complex de inferioritate care merge foarte departe și care îi face să respingă tot ceea ce nu este asemănător lor. Și am avut la îndemână, inițial erau bulgarii, după aceea din fericire au venit basarabenii, o populație captivă care să fie obiectul de exercițiu pentru orientalismul și combinat cu ura noastră de sine. E foarte interesant. Pe de o parte e ca în Girar, nu? Pe de altă, pe de o parte suntem ca ei și aproape ca noi și ei sunt un fel de ostracon pe care îl putem interioriza pentru o perioadă, tocmai pentru a-l rade, după aceea a-l executa, a-l hăitui, tocmai pentru a-l expuza și arăta că ne regăsim puritatea inițială în felul acesta. Deci a fost, să spunem, o formă mai blândă a alterității lui Vasile Ernu, pentru că el ne spunea ceva. Și era ușor să te descurci cu treaba asta, pentru că da, domne, asta este lumea lumii, Uniunea Sovietică, noi am depășit, etc., la revedere. Ei, cartea din 2009 următoarea, Ultime eretice a Imperiului, care rimează cu titlul serii de aici, și numai pe ea să mai prezint mai în amănunt, după aceea mergem puțin mai repede, aduce surpriza unei reflecții în care în care autorul se adresează unui public mai inteligent și mai cult, în care nu mai face, nu mai are, cum să spun, bunăvoința din prima carte, unde explică, așa cum se poate explica într-un fel de lexicon, cam ce lume era pe acolo. El aici angajează o discuție mai serioasă, este o reflecție profundă despre lucrurile de bază în toate societățile și în toate culturile. De acest motiv, cartea este greu de citit, deși este extrem de ingenios structurată pe schema străveche, umanistă și sanctificată de secolele 18-19 a epistolarului. Este un Vasile Andreevici aici, el, care corespondează în general cu un rus, cu, știm, de expatriat, care are și o viață complicată. Și apar alte personaje complexe din această lume sovietică și post-sovietică, în care toate temele acestor două lumi, împreună cu lumea de tranziție în care scria pe atunci Vasile Ernu, în 2008-2009, ne sunt puse în scenă sub forma unor personaje care apar în aceste epistole și sub forma unor discuții de principiu despre lucruri esențiale, cum ar fi putere, limbă, societate, sentimente, economie, credință, credință organizată sub formă de religii, culte și, desigur, erezia. Tema ereziei este de aici, în ultima treime a cărții, o temă principală, deși nu enunțată într-un mod foarte sistematic. Dar
Această carte, nu știu exact că am urmărit în amănunt care a fost recepția critică aici și cât au înțeles cititorii români din treaba asta, dar ușor nu le-a fost, pentru că pur și simplu, nu doar că faptele istorico-culturale, societale, etc., de aici sunt în mare parte noi pentru cititorii români, dar maniera lor de a le agrega și reflecția foarte originală a lui Vasile Ernu pune o mare problemă de înțelegere. În România lucrurile au devenit extraordinar de simple, stânga-dreapta, stânga-rău, dreapta-bun, trecutul vechi, rău, nenorocire, ăștia, lați, etc. Și în această situație pe care o numesc o formă de zoroastrism, nu? Sau un fel de gnoză dualistă, bine și rău, absolute, nu? Între acestea nu există, legile sunt obligatorii, trebuie făcute public în fiecare moment, reconfirmate. Deci noi trăim într-o situație de sectă curioasă, care este, de ce e curioasă față de alte secte? Pentru că ea e majoritară. Pentru o sectă majoritară, insecuritatea cu care se comportă public, în spațiu public, este pentru mine surprinzătoare, pentru că măcar puterea numărului ar trebui să le dea o anumită siguranță de sine. Ei, nouă. Există un comportament sectar care respinge absolut tot ceea ce nu înseamnă cu ceea ce spun, cu ce crede, ce spun ei. Prin urmare, în această formulă, Vasile Ernu nu are loc. Aici nu mă refer la publicistica lui acum și la activitățile sale publice atât de mult. Nu le cunosc la fel de bine, nu le urmăresc la fel de atent. Eu am urmărit reflecția lui. Și eu aș recomanda recitirea celor care au citit-o, sau în orice caz o primă lectură, dar atentă a acestei cărți ultime, Eretice a Imperiului, pentru că Vasile Ernu are pur și simplu inteligența pe de o parte și apoi probitatea și apoi curajul de a pune frontal anumite probleme pe care tranziția fie le-a ocultat complet, pentru că erau greu de discutat într-un moment al alegerilor radicale, în care orice formă de simpatie sau de nostalgie sau de indiferent ce, pentru orice nu era neoliberalism, era de la început stigmatizată și exclusă. Ei, în acest cadru, el a avut, cum să spun, curajul și demnitatea să vorbească despre această lume. Și el acolo, cartea este pentru mine constituită într-un fel de schemă ternară, pentru că, desigur, este o discuție între România și Rusia, pentru că e unul care acum este în România și a devenit român în noua patrie, sau patria extinsă de altă dată, și apoi un altul rus. Și unul și celălalt se află, de fapt, în străinătate, nu? Unul se adaptează și intră și devine ca norma cetățenilor din țara de azil, celălalt vagabondează, umblă, este diferit și în această schemă care deja este binară, elementul care construiește această schemă ternară este Occidentul. Și e foarte interesant, Occidentul care intră într-o serie mult mai lungă, Occident, capitalism, și cu toate aceste lucruri până în josul listei. Nu, mână invizibilă, bănci, etc., etc. Nu? Și în partea cealaltă sunt celelalte lucruri care țin de societăți tradiționale, totalitarism, de forme de terorism, de stat sau private, religioase sau seculare, etc. Deci toate aceste poziționări reciproce intră în această schemă ternară în care, bineînțeles, România se regăsește, poate spre tristețea cititorului român grăbit, într-o situație de terț exclus. De asta am spus de schema ternară. Nu? Este un fel de terț exclus de fiecare dată, sau mai exact spus, un fel de terț de termen terț provincial. Pentru că e ceva care nu reușește niciuna, nici alta. N-a reușit nici asta, n-a reușit nici aia. Se găsește într-o situație destul de atipică și refuză să ducă până la capăt consecințele situației sale de dublă excludere, să-și judece mai bine statutul în această formă de dublă excludere. Bun, sunt multe alte cărți, să ridic numai pe aceasta, pentru că asta iar e aș recomanda toate cărțile lui, dar închei cu această
serie de trei cărți pe care l-a numit-o Mica Trilogie. Mica Trilogie are peste 1000 de pagini în orice caz. Cum? Mica Trilogie a Marginalilor. Da, sigur. Mica Trilogie a Marginalilor. Mica Trilogie, să rămânem aici, nu e așa de mică, în primul rând. Dar este a Marginalilor. Pentru că aici Vasile Ernu, construiește într-adevăr un portret al lumii din care vine el literalmente. Și aici românii vor avea, care au încercat să citească, sper că au citit cu încântare și cu interes, vă recomand aceste trei. De ce? Pentru că el vine, de fapt, la rândul lui, dintr-o situație de excludere multiplă, de multiple provincialisme sau de mecanisme de provincializare și excludere, marginalizare, pentru că el vine dintr-un mediu foarte ciudat, foarte curios, pentru mine un mediu cheie pentru înțelegerea spațiului de dincolo de Prut, care este Bugeacul. Basarabia istorică, ei s-a spus prima dată Basarabia, turcii au spus Bugeacul. Această regiune a Basarabiei istorice, nu? Prima care a fost inclusă într-un aranjament feudal românesc, bun. E o lume a tuturor diversităților, tuturor schimbărilor. Acolo identitățile sunt toate multiple, combinate, fragile, friabile, fluide, interactive. Nimic aparent nu stă în picioare, pentru că toată lumea vine de undeva, nu știe foarte bine, dar s-ar putea să plece altundeva. Și e un sentiment de absență a permanenței, cu atât mai mult există un fel de urgență a rădăcinării. Și poate cea mai mișcătoare formă de înrădăcinare rapidă în această situație de provizorat absolut este cea a grupului exact extins din care vine genealogic vorbind în toate felurile și prin arborele genealogice, prin genealogiile culturale, Vasile Ernu, care este această comunitate a, așa zisilor, sectanți, nu? A celor care au încercat într-o margine a Imperiului Rus și apoi în diverse aranjamente de toate felurile, statale, sociale, politice, să aibă o ancoră. Și ancora aceea a fost Biblia. În Biblie ei și-au găsit absoluta stabilitate, toate reperele, pentru a-și construi viețile individuale și viețile de comunitate. Deci, în această lume care încearcă o sinteză iudeo-creștină, într-o margine a Imperiului și ei aflați într-o erezie continuă în raport cu toate celelalte doxe, pentru că nu erau nici asta, nici ailaltă, detestați de toți, prigoniți de toți, într-o situație de diferență ostilă. Și ei, din punctul lor de vedere, într-o situație de diferență defensivă. E fascinant să vezi descrise în aceste trei cărți diversele submedii sociale și subculturi și extensiile lor obținute prin emigrație și prin educație, care de multe ori însemna și emigrație, educația însemna, cam cazul lui, nu? Plecarea din comunitate. Această încercare de a construi un univers cu valori perene sau, dacă se poate, eterne, cu reguli precise, care, deși e friabil, sub raport ontologic este precar, în fiecare secundă se poate prăbuși, poate dispărea printr-un pogrom, printr-o deportare, printr-un măcel, printr-o emigrare în masă, are un punct fix, care este punctul fix al tuturor celor care au încercat să construiască aceste comunități intenționale, cum se spune în teoria utopiei, nu? Comunități făcute de oameni care se duc într-un loc să facă ceva, părinții fondatori, Amish, Huteriții, etc., etc. Toate civilizațiile care au avut acest vector al stabilității verticale. În pustietatea, în stepa Bugeacului,
pentru care Odessa era o metropolă, bineînțeles, iar Chișinău la rândul său o alta, acolo s-au construit niște identități foarte interesante, foarte diferite și mai ales un tip de om care, trebuind să trăiască, să supraviețuiască în toate aceste vâltori, au găsit Cartea Sfântă de singurul lor reazem și au construit pornind de acolo ceva. Și, bineînțeles, în toate aceste cărți ai motouri care pentru cititorii Bibliei spun ceva, care sunt toate întotdeauna din Biblie și care lămuresc una sau alta din... Am vrut să spun, acesta este Vasile Râmnu pentru mine. De pe această poziție vorbește el și de fiecare dată când îl citiți, îl auziți vorbind despre lucruri pe care aveți impresia că le puteți urmări. Trebuie să vă întrebați dacă într-adevăr îi puteți urmări gândul, pentru că gândul său se naște în această, este o reflecție legată de aceste rădăcini deosebit de complexe, experiențe, lumi pe care noi, în linii mari, în România, eu mă bazez când spun noi, pe ceea ce am mai putut să citesc scris de autori români în ultimii 30 de ani. Nu mi s-a părut că există, unu, un interes real pentru asta, doi, o competență culturală, trei, aș spune, ca și inteligență nu este destulă pentru a sparge aceste complexități în fragmente pe care apoi să le reasamblez prin reflexie. Asta a fost, a trebuit să vorbesc mai mult decât mi-am propus, dar de acum Vasile nu va vorbi mai mult, așa că Vasile, ia să te auzi. N-am să te opresc niciodată. Mersi pentru invitația și pentru poveste. Într-adevăr, ne cunoaștem de ceva timp, acum am dat seama că s-a scurs ceva timp, am și scris ceva cărți între timp. Recunosc că nu mi-am propus niciodată să fiu scriitor, asta a fost o întâmplare, dar am fost aruncat în povestea asta. Bun, să iau cumva, nici nu știu de unde să iau, pentru că tu ai spus destul de multe lucruri și în ultima perioadă sunt puțin mai depărtat de teorie, chiar dacă în toate cărțile mele se simte acest joc cu ideile. Ideile sunt eroii mei principali întotdeauna. Spun, în ultimele cărți, mai ales în trilogie, se vede o împingere tot mai mare spre poveste. Poate că îmbătrânesc și eu sau... Mă interesează tot mai mult să spun povești ascunzând puțin ideile. E mai simplu de nu de consumat, ci de cumva pentru omul simplu e ceva mai ușor de... Prin povești, prin narațiuni, prin lucrurile ajung mai ușor la oameni. Povestea cu... una din tezele, da, începutului acestui trilogie. Povestea cu... În sfârșit, da, m-am născut, cum spune cartea de URSS, e un titlu destul de tare care a rămas ca o etichetă greu de scos. Nu am ales țara în care nimeni, cred că nu prea ne alegem țările în care ne naștem, ne naștem și le ducem cu noi. Doar că țara mea a dispărut, adică într-un fel nu am unde să mă mai întorc, așa că am ales. Dar a venit în România înainte de a dispărea Uniunea Sovietică, i-a dispărut cu un an mai târziu. Sfârșit de anii 80 a existat o puternică revenire în spațiile, mai ales pe aria faliile din spațiul sovietic naționale, de regăsirea identității. E o poveste foarte interesantă cum tot acest homo sovieticus s-a răsturnat și toată lumea și-a găsit brusc identitățile. Georgienii, caucazienii pe al lor, baltici pe al lor, moldovenii toată ziua discutau noi cu ce literă scrim, noi suntem de cine suntem, rum, români, ruși, moldoveni, nu știu ce mai departe. Și chestia asta cumva brusc noi ne-am descoperit că există o țară, precum România, care e țara noastră, care e patrie, mamă, Basarabia, pământ românesc și așa mai departe, această regăsire identitară. Eu când am venit în 90 aici, am venit cumva vorbitor de limba română, una dintre limba maternă, poate, dar mai vorbeam și alte limbi, dar limba de bază era limba română. Eram foarte familiar cu cultura română, citisem foarte mult în ultimii ani, pentru că vroiam să-mi recapăt această identitate românească, cumva exista această nevoie de a mă defini prin față de ruși, față de sovietici și așa mai departe, că nu sunt sovietic, nu sunt rus, ci sunt identitar român. Și am venit în 90 în România, am luat această bursă, avem 19 ani.
Și am nimerit aici, am venit brusc într-o țară în care am zis, am venit acasă. Dar când am venit acasă, brusc am descoperit că acasă e o problemă. Acesta acasă este brusc o țară în care parcă vorbim aceeași limbă, parcă facem referințe culturale spre aceleași domenii, dar noi înțelegem lucruri foarte diferite în anumite lucruri. Și chestia asta este, m-a surprins foarte mult. Eu sunt un tip destul de curios, cu experiență de viață, chiar și atunci am circulat foarte mult în spațiul sovietic. Tatăl meu era un mare pasionat de călătorii și atunci am circulat foarte mult. Chiar mă pregăteam să dau la Moscova la filozofie, dar aport această posibilitate să vin în România. Și cum a fost evident mult mai atractiv, Europa și așa mai departe. Pot să dau exemple elementare, de exemplu, de modul în care am descoperit că totuși ceva nu sincronizăm pe aceleași. De exemplu, eu mi-aduc foarte bine aminte șocul meu foarte mare față de colegii mei când am început să citim cum era Academia Cățavencu, una dintre cele mai citite reviste pe atunci, și această revistă de umor, de bășcălie și mai departe. Colegii mei toți stătăvăleau de râs. Eu citeam și venea să plâng. Adică eu ceva nu înțelegeam acolo. Deci parcă înțeleg tot. Parcă, dar ceva nu pușca, pentru că eu am început, evident, mi-am dat seama, am început să caut toată această neînțelegere de ce unii râd și mai departe. În plus mi-am dat seama că noi n-am, e ca la daltonici, cei care nu văd anumite culori. Noi n-avem simțul bășcăliei. Da. Cu umorul stăm foarte bine, vă garantez. Cu ironia stăm enorm de bine, cu autoironie, cu ce vreți. Dar bășcălia e un timbru aparte, un tip de umor aparte. Ei, lucrul ăsta, eu citeam în cheie tragică. Ceea ce pentru un român, mai ales pe unul de sud, care e și mai acută această sensibilitate, eu citeam în notă, ceea ce noi citeam, ei citeau în notă Caragiale, eu citeam în notă Gogol. Și atunci lucrurile astea puțin, adică mie mi se părea că e în jurătura de mamă, ceea ce lor îți părea că e o chestie foarte mișto. Mă rog, asta a fost, mi-a trebuit 15 ani să-mi educ acest simț, acum l-am foarte bine dezvoltat, nu e nicio problemă, mă simt în sud foarte bine, dar e ca o limbă străină. Da. Învățată mai târziu. Primul lucru care m-a șocat, de exemplu, a făcut drumul Timișoara, Iași-Timișoara cu trenul faimosul terminal. Foame, m-am urcat în acel tren lung, cu care durează mult, 16 ore, sau durează pentru 18 ore. Nu știam geografia României, aveam 19 ani, știam foarte bine geografia Uniunii Sovietice, a României o știam vag așa. Și m-am urcat în tren și în fața mea era un domn. Și l-am întrebat, nu vă spune unde mergeți? Și el mi-a spus așa, tu uma la Vatra Dornei. Eu habar n-aveam unei Vatra Dornei. Și dar cum a zis el, m-a impresionat, zic, mama, asta merge foarte departe. Și zic, da, nu vă spărați, unde-i Vatra Dornei? Zice, peste 2 ore. Și atunci, pentru mine a fost, pentru mine, tu mai, asta însemna Vladivostok, adică 24 de zile. Asta înțeleg, tu mai, dar când zici 2 ore, asta înseamnă că ești cum te la vecini. Atunci mi-am dat seama că, stai, percepțiile asupra spațiilor și a timpului sunt foarte diferite. Pentru că noi am trăit într-un anumit parametru, în alți parametri de timp, de spațiu și mai departe. Mai târziu, în această experiență, mi-am dat seama că sunt o mulțime de lucruri care, fiindcă noi nu am trăit împreună, există o viață socială, politică, economică, de detalii, de viață, mai ales viață materială, care ne-a construit ca formă de percepție la o mulțime de lucruri foarte diferite, de sensibilitate, de a înțelege anumite lucruri. Chiar dacă semnificația e aceeași, în spate este ascuns un întreg angrenaj. Noi uităm foarte de multe ori că toată modernitatea, Basarabia n-a fost modernitatea României s-a petrecut fără ca Basarabia să fie prezentă. Ea a fost undeva aici, au fost momente de intersecție, dar ea a aparținut, ca și formă de construcție, altui spațiu. Fără a exclude că suntem aceeași limbă, aceeași cultură și mai departe. Vreau să spun că aceste complexe social, politice, economice, chiar și materialitatea. De exemplu, și acum simt când intru în magazinul de aici, magazin de acolo, pe mine, dacă mă închideți, mă legați la ochi, eu pot, am 3-4 indicii să vă spun dacă sunt într-un magazin din Chișinău sau sunt într-un magazin, nu pe bază de limbă, nu. Mă legați, mă spun eu, pe bază de materie a lucrurilor. Pentru că, de exemplu, acolo o să fie 5 metri de maioneză și jumătate de metru de muștar. Aici o să fie 5 metri de muștar și 3 maioneze. Lucrurile sunt foarte invers. Materialitatea e foarte diferită. Acolo e pe bază de maioneză, ci pe bază de muștar. Muștar am mâncat prima dată aici. Sau n-am știut în viața mea că maioneza se face din nou. Pentru că, deci sunt o mulțime de lucruri de ordinul ăsta care țin de un anumit tip de sensibilitate. Bun. Asta a fost cumva pentru mine un mare șoc și mi-am dat seama că al doilea lucru foarte important în experiența mea este că eu am venit aici să devin Iescu. Adică român,
toate diferențierile mele, mulți dintre noi au vrut foarte mult pentru a scăpa de această stigmat al diferențierii, pentru că primul lucru care mi s-a spus când am ajuns în România este frații noștri, pe urmă, a, rușii. Și atunci, pentru noi chestia asta a fost puțin dureros, că am simțit această diferență. Eu nu judec, vorbesc de niște experiențe care țin parte de o anumită antropologie vieții, de chestii de relații și mai departe. Și atunci mulți dintre noi au vrut să devină mai români decât, adică accentul să dispară, să învățăm bine. E bine, lucrurile astea e foarte greu, pentru că noi am început să facem chestia asta, dar în momentul în care eram provocați, atavismele sunt lucruri care greu le controlez, greu iese. Și atunci am zis, da mă, dacă suntem ruși, să vă arătăm cât de ruși suntem. O să punem în tot copoul numai muzică rusească să se audă. Adică erau contrareacțiile astea foarte... Plus că într-un conflict ești obligat să folosești toate resursele pe care le-ai absolut la îndemână. Dacă ai o diferență radicală, și... o contrapui, o folosești. Și eu am observat din experiență, fiind un tip foarte curios, un tip, să zicem, cu o educație bună, cu o experiență mare de viață, destul de mare, să zicem, am învățat lângă niște oameni inteligenți care mi-au dat multe sfaturi utile, ca așa, știi, dacă ești, nu contează ce semințe, ca la rabinul nu spune, nu contează ce semințe, unde te așezi. E foarte important să te așezi, nu pe drum, nu pe acolo, pe humusul ăla bun, că ieși foarte repede, adică unde te plasezi, cum, și mai departe. Deci aveam o anumită, atunci mi-am dat seama că eu sunt mult mai apreciat pentru diferență decât, mi-am dat seama că dacă eu voi fi Iescu aici, păi sunt 1 milion de Iescu aici. Dar el nu este unul. Da, și atunci îți dai seama că întotdeauna, și cumva am observat că lucrurile astea te ajută, evident, fără a nu într-o formulă vulgară, nu într-o formulă violentă, ci anumită tip de a valorifica această diferență, pentru că îmi dai seama că asta este o experiență sovietică imensă, o experiență a unui imperiu imens, cu tipul lui de construcție și mai departe, care cumva a lăsat niște urme în noi, pe care ele trebuie să cumva ținute în frâu. Ca un instrument. Te poate ajuta sau te poate dăuna dacă știi să-l folosești. Și atunci, evident că am apelat foarte mult la aceste lucruri. În momentul în care... Ai ales tu să te oprești la Iași sau ai fost repartizat? La Iași a fost între a alege și... am avut posibilități două, Timișoara și Iași. Filozofie Timișoara picase că atunci abia și făceau filozofie, era la început, că da, înainte nu avuseseră. Iași a fost o strategie, cumva, eram câțiva prieteni care vreau Iași, București era puțin necunoscut pentru noi, sau mă rog, el se părea mai departe, și avea aerul oriental, care e foarte important chestia asta. București este pentru cei care vin dinspre est, mult mai oriental. Adică Moscova este mai urban și mai puțin oriental decât București. Asta lumea puțin înțelege lucrurile astea. Și nu în sensul rău sau bun, pentru că, de exemplu, prietenii mei ruși când vin aici se simt foarte bine, iau un mare respect pentru Orient. Orientul pentru ei înseamnă chestii sofisticate, lume subtilă, asta înseamnă pentru ei. Noi, de exemplu, noi desprețuim fundamental orientalism. Mie mi se pare că lucrul cel mai valoros pe care are București este orientalismul, nu europeanismul. Europeanismul pe nimeni nu interesează, europeanismul din București, să fiți serioși. Și decât pe București. Da, evident. Noi vrem ca în Europa. Bun. Evident că asta nu înseamnă că ne scoate din circuitul pentru european, pentru că București este cel mai oriental oraș european, cumva. Dacă îl luăm, poate probabil mai concurează câteva de aici din Balcani. Bun. Iași l-am ales cauza unor prieteni, că eram o gașcă și atunci ne ziceam ca să fie apropierea. Și cumva această Moldo... Sigur. Era un sentiment că e anumită mai familiar. Și recunosc că asta m-a ajutat. Adică Iași pentru mine în continuare a rămas orașul în care mi-a fost cel mai ușor să trăiesc din România. Deci a avut un fel de tranziție identitară, da, să spunem. Da. De pildă, sunt mulți basarabeni și astăzi care vorbesc mergând la Iași o română. Deci eu am accentul de la Iași, o parte din el, mult. Dar basarabenii își fac un titlu de glorie din renunțarea rapidă la orice formă identificabilă de accent basarabean. După anul întâi, eu am trăit o criză destul de mare, pentru că exact această... Așteptările mele erau... Pentru mine România era o chestie librească. Da. Era un construct. Eu am venit cu o poveste că va fi ca în cărți. Da. Ei, am venit în România, într-o România isterică, mult mai săracă decât noi. Atunci, în 90, chiar era mai săracă
decât partea din Basarab. Asta e un paradox, astăzi puțin lume înțelege, dar nouă ni s-a părut mult mai săracă, mult mai isteric, ceva mai sărac, hai să zicem. Foarte isterică, noi totuși trecusem prin perioada perestroica, care cumva ne, e o perioadă mai lentă, de pregătire politică și mai departe. Aveam un anumit tip de complex de superioritate, recunosc, dar asta ține de factorul imperiului, din educația rusească. Aveam multe complexe și de, de exemplu, partea de limbă ne complexa, pentru că aveam o mulțime de rusisme, un anumit tip de puritate asta lingvistică care ne complexa. Dar a fost un anumit tip de conflict între noi și noi. Hai să zicem, între comunitatea, pentru că am fost destul de ghetoizați, mi s-a părut atunci. Cred că asta, politica de aducere, de oferire de burse a fost una dintre politicile foarte bune ale statului român. Chestia, modul în care s-a petrecut ea, mi se pare că s-au fost făcut multe greșeli, mai ales prin povestea asta de încercare de a-i pune pe toți grămadă. Adică și acolo erau basarabeni, acolo erau ca mici ghetouri. Planul inițial este tocmai să-i împrăștie peste tot, da. Dar după aceea birocrațiile locale, administrațiile locale au hotărât că e mai ușor să aibă de-a face cu ei dacă îi adună. Că probabil ne-ar fi ajutat mai mult, dar ok. Da. Și pentru mine, după primul an, am trăit un șoc destul de mare, pentru că chiar a fost moment în care mi-aduc aminte că am început să vorbim între noi rusește. Adică a fost chestia asta de respingere. A fost cumva un bumerangul s-a întors. Da. Dar cumva a fost nevoie de timp să ne adaptăm. După câțiva ani lucrurile s-au reglat de la sine, am început să ne prietenim. Pe urmă eu practic am trecut în prietenile mele, majoritatea s-au mutat spre colegi români, locali, ieșeni și mai departe. Chiar la un moment dat numărul celor basarabeni s-a redus destul de mult, pentru că noi creșteam, ne maturizam, construim relații și mai departe, și atunci celelalte se diminuia. În facultate eram doi basarabeni, restul român, și atunci lucrurile se schimbau. Iașiul pentru mine a fost mult mai ușor, pentru că în Iași relațiile umane sunt ușor de construit, sunt foarte aproape de cele din Basarabia, s-o leacă mai echilibrate. Cele din Basarabia relații s-o leacă mai agresive, în sensul că dacă nu bei și mănânci cu ei la masă, ar putea să primești bătaie. Adică ospitalitatea acolo e puțin agresivă. Ospitalitatea moldovenească este de chefelegie, adică de a sta, de a fi ușor de a intra. Dar după și abuzivă, dar nu ce. Și abuzivă, dar nu se compară cu ce am băi, puțin nu văd. Nu primești bătaie dacă nu mănânci. Se bei mai mult scrum. Da. A fost o experiență foarte bună. Pe atunci nu scriam, recunosc că mă interesa, făceam filozofie. M-am mutat la Cluj. La Cluj m-am mutat din îndemnul unui bun prieten profesor de matematică, care făceam un soi de hermeneutică, studii și mai departe. Și el, ideea lui a zis, e bine să schimbi după o perioadă orașul, ceea ce a fost o idee bună, în sensul în care aici cam știi toate lucrurile, ești prea comod, prea familiar, schimbă radical ceva. Și atunci am luat geanta și m-am dus la Cluj, nu știam decât nici drumul de la spre originele uneia din străbunicii lui care a migrat din Ardeal în Basarab. Am ajuns la Cluj, m-am dus la facultate, am întrebat cum să ajunge la facultate de la gara, mi-a arătat cum să ajunge, am ajuns la facultate fără cu boxeluță și am dat la facultate, am luat master, pentru master m-am dus la filozofie. Cluj a fost o experiență foarte diferită de Iași. Mi-a fost mult mai greu, chiar dacă deja aveam bagajul de experiență, deja tot și eram 6 ani de România, știam cam cum funcționează lucrurile, știam pe ce butoane trebuie să apăși ca să ai niște reacții de un fel sau altul. Referința nu mai era Basarabia, ci că vin de la Iași, deja lucrurile se schimbau. Nu mult mai bună. Nu mult mai bună, dar mai bună. Bine, învățasem foarte repede toate trucurile, adică am experiență destul de, adică mă descurc destul de bine în relații cu oameni, în sensul că învăț foarte repede toate tehnicile de comportament în comunitate, pentru că toți trebuie să, mai ales că mi-am dat seama foarte rapid că în România dacă nu ai pe nimeni e foarte greu și atunci trebuie să muncești dublu de trei ori cât mai mult decât colegii care au familii, părinți. Aici încă trăim în clanuri semi-medievale. Ești o situație de imigrant, nu? Și în situația de imigrant trebuie să funcționezi foarte, la parametri foarte ridicați, pentru că altfel nu reziști și
Acolo pentru mine șocul cel mare a fost pătrunderea greu. Eu în continuare le spun la ardelean că e foarte greu să pătrunzi în casele lor și îi spun, dar nu e adevărat. Și eu spun, credeți-mă, zic că sunt experiență de imigrant. Zic, eu îți intru și pe gaura, dacă îmi lași o mică asta deschisă, eu intru în casă într-o oră, în orice casă. Dar la Cluj mi-a trebuit foarte mult timp. Da. Și tot am explicat aceste tehnici de supraviețuire în Cluj, care mi-a fost mult mai greu. Culmea că am găsit cea mai rapidă limbă comună în Cluj, știți cu cine am găsit? Comunitatea de maghiari fiind, evident. Eu pe românii din Cluj am cunoscut prin intermediul maghiarilor. De ce? Pentru că ei m-au perceput ca pe migrant. Zice, așa cum suntem noi la Budapesta, tu ești aici. Adică ei, această chestie de minoritate, de asta a funcționat foarte bine. Da. Și culmea cu ei au... Așa și este. Așa funcționa lucrurile. După care, evident, m-am prietenit foarte mult cu facultate. Am lucrat foarte mult în comunitatea maghiară, am deschis un centru cultural la o sinagogă veche, Casa Transit, pe urmă am lucrat la Ideea și unde ne-am și cunoscut o revistă și o editură foarte prestigioasă. Am fost un soi de director acolo. Deja intrasem, lucram cu ei și mai departe. Mă adaptasem destul de bine, însă povestea cu scrisul a apărut foarte straniu puțin. A fost un moment în care nu prea știam, vreau să mă mut, tot așa a apărut să 7 ani, eu păstrez tradiția, la 7 ani schimb locul, dar București se pare, e când mă laște, nu te mai lasă, a prins copii și mă împarc. Și a fost un moment foarte delicat de mutare, încercam să mă mut spre București și am fost un soi de mic depresie, nu știam ce să fac. Și atunci a fost o perioadă în care exista așa un soi de tensiune care pe mine mă deprima un anumit tip de repovestire a trecutului, care cumva ne îndepărtase între 10 ani și ceva de la comunism. A fost primii ani care noi am alergat după Occident, în sensul că tot ce era occidental era extraordinar, vreau să cunoaștem și cumva era normal. Am văzut Europa, m-a mirat cât e de mică. Mai ales pe experiența sovietică. Un apendice al continentului eurasiatic. Da, dar noi tot timpul râdeam cu prietenii mei. O extremitate a Eurasiei. Băi, da, ăștia încap într-un județ din Siberia. E foarte mică. În același timp e fascinant că un spațiu atât de mic are o fascinație atât de mare și o putere atât de mare, chiar și asupra spațiului estic. E dens populat, asta e partea proastă cu mic, dar e prea dens populat. Și după această așezare, cumva, a fost vreo mai mult de 10 ani în care, practic, eu mi-am dat seama că noi, practic, despre trecutul nostru n-am mai vorbit aproape deloc, ca un soi de uitare, o încercare de uitare. Era normal, era de înțeles, după scăparea de perioada comunistă și de vream cumva toată această asimilarea noului, dar la un moment dat pentru mine a fost un moment neclar. Eu sunt un tip care întotdeauna pun multe întrebări și sunt foarte curios și încerc de multe ori să regândesc anumite lucruri, că întotdeauna spun, dar dacă e invers, dacă lucrurile trebuie regândite altfel. Pe mine în spațiu român, în spațiu public românesc, mă irita puțin o poveste. Oficial se vorbea despre comunism într-un fel, adică exista această mantră criminal rău și mai departe, care nimeni nu pune în discuție despre poziția, să zicem, despre felul de a fi al comunismului. Într-adevăr a fost un sistem autoritar, dictatorial, cu multe sacrificii. Astea sunt lucrurile evidente, dar nimeni nu cred că pune în discuție. Însă, în același timp observam în spațiu privat o mulțime de povești foarte mișto despre comunism. Adică ți-aduce aminte chestia aia, povestea aia cu genul. Și atunci am spus, e ceva neclar în toată raportul ăsta cu trecutul. Adică cum împăcăm istoria noastră personală cu această istorie mare, narațiunea asta mare. Se poate într-un fel simplu, adică mistificând, povestind cu totul altceva. Și atunci eu am spus, de ce n-am încercat, mai ales că în spațiu public nu prea se acceptau, să zicem, de exemplu eu mergeam des în Germania și mă mira foarte mult, bine, spațiu sovietic știam cum e acolo, în Rusia poți să spui orice, bazacone nu te aranjează pe nimeni, sunt obișnuiți cu idei radicale și de tot felul. Dar în Germania observam această lejeritate cu care se scriau. Era un trend de nostalgia, se scriau o grămadă de cărți. Era o fază de Goodbye Lenin asta la începutul anilor 2000. Cumva această carte a apărut mai degrabă, eu n-am vrut să o scriu singur, ideea a fost să scriu o carte colectivă. Da. Și am zis, haideți, ce ne aducem noi aminte? Tu de gumă, tu de blugi, tu de frezură, tu de nu știu ce. Hai să scriu niște povestioare mici.
le împachetăm ca un soi de dicționar al vieții cotidiene, da. A felului, da, nostru de a fi. De altfel, acesta este un gen care a existat în absolut tot fostul bloc comunist, într-o formă sau alta, autori individuali, grupuri de autori, da, volume colective, filme, colecții de obiecte, muzeele vieții cotidiene. Deci, cumva povestea asta a apărut natural, fără nici efort, și cum colegii, toți prietenii mei erau plecați în toată lumea, nu i-am mai putut găsi. Atunci am zis, am scris-o eu, culmea că am scris-o probabil câteva luni, a fost o perioadă în care chiar mă pregăteam să mă mut la București. Și cartea am scris-o efectiv pentru mine și un prieten, niște prieteni, ca să râdem între noi despre ce ne mai aducem aminte. M-am întâlnit întâmplător cu Lupescu de la Polirom, care îl știam vag, totuși ne știam că eu eram cu ideea, ne mai vedem pe la târguri. Am zis, uiteam o carte, da, și cartea a ajuns la cine trebuie, a citit-o Lupescu cu Lucian Teodorovici. Și culmea, în două zile mi-au dat răspuns și cartea a apărut în două luni. Adică a fost ceva foarte rapid, pentru că ei au râs mult și dacă moldovenii râd, înseamnă că e de bine. Adică pentru cei din generația lui Silviu Lupescu, care este și a mea, e mai mare cu câțiva ani, puțin, referința era ca pentru generația părinților noștri, Il și Petrov, bineînțeles. Da. Și atunci imediat cineva care are ceva din alura lui Ostap Bender și ceva din ascuțimea minții, viteză, firea alunecoasă și așa mai departe, intră imediat în acest spațiu al farsei, al umorului negru asumat ca autoironic. Cartea a picat puțin straniu, pentru că eu m-am trezit, țin minte chiar atunci, pentru prima dată după mulți ani, mergeam la Moscova, eram invitat la un prieten la ceva moșuietă, nu știu ce sunt de mulți ani, Ovinț Schindeleanu, care avea o bursă acolo, ceva de genul din New York, întâlnire la Moscova, era așa altran. Și eu citesc în câteva zile presa și m-am rămas surprins de reacțiile multe, enorme. Pe atunci se scriau încă multe. Eram între două focuri. Unii spuneau, în sfârșit cineva mai vorbește normal, adică și în comunism s-a iubit, s-au dansat, oamenii au avut o viață și în comunism au avut viață, nu, culmea, nu toată ziua făceau numai un anumit tip de ocupație. Pe de altă parte erau ceilalți care spuneau, nostalgic, comunist, eu nu vreau nimic, domnule, chiar nu vreau, vin dintr-o tradiție foarte anticomunistă, n-am nicio legătură cu povestea asta, n-am fost nici măcar utecist, deci n-am chiar nicio poveste. Dar asta a fost reacția mea în acest context la niște povești. Revin la istoria lui personală. E o istorie pe care eu o compar cu una pe care o cunosc la o persoană foarte apropiată, care, din păcate, a murit în urmă cu câțiva ani, cu 5 ani aproape. Luca Pițu. Luca, da. Pițu, care mi-a fost prieten, mentor, prieten, așa, el venea exact dintr-un asemenea mediu, foarte mutatis mutandis, dar foarte asemănător, și anume o familie tot așa de, cum se spune, pocăiți sau de sectanți, într-o comunitate neoprotestantă din satul Cajvana din Bucovina. Ei, acest om a făcut un efort toată viața lui să-și reconstruiască sociabilitatea, chiar identitatea până la urmă, pentru că în toată experiența lui formativă de copil, în familie și așa mai departe, a fost expus acestor mecanisme de excludere care veneau de la stat, bineînțeles, da, partidul stat, când s-a făcut partidul stat, religie, biserica majoritară, lumea din jur, toți ceilalți care nu erau pocăiți. Deci această socializare într-un sistem de multiple excludere îți desigur construiește o conștiință a diferenței care, după mine, este ireductibilă la o formă de comunism în sensul în care îl imaginează cei care îl atacă pe Ernu. Da, adică... n-am nicio treabă în sensul ăsta cu... povestea a fost destul de... Pentru mine a fost un... m-a pus în situația... în același timp, cartea a fost foarte apreciată. M-am trezit și câteva premii. Sigur. A fost un moment foarte derutant pentru mine, pentru că ești pus pentru prima dată într-o situație în care tu nu ți-ai propus programatic să ajungi. Da.
Și atunci m-am trezit cu premii, m-am trezit cu traduceri multe, cartea vreo 10 limbi traduse. A avut acest succes, această polemică, ești pus în situația în care trebuie să iei o decizie. Bun, dacă sunt scriitor, atunci era cu genul ăla, cu problemă cu genul, nimeni nu prea, nu era clar cu ce gen memorialistică eseu, ceea ce am înțeles foarte repede că nu e poezie, deci deja lucrurile s-au clarificat. Pentru că la topuri numai la poezie lipseam când erau topurile, la restul figuram la toate. Ficțiune, fiction, nu știu ce, biografie, autobiografie sau așa mai departe. Bun, jurnal. Și atunci asta m-a plasat într-o situație în care m-am împins să iau această atitudine de a scrie cumva mai programatic cu a doua carte, care este într-adevăr cea mai grea cumva. Ultimele eretice ale Imperiului. Care cumva vreau să și-mi formulez anumite răspunsuri, care multe sunt... Acum nu știu dacă aș mai alege calea respectivă. În loc să simplific, eu am complicat lucrurile. Da. Adică am zis, dacă voi ziceți așa, atunci o să vă spun și mai rău. Da, lucrurile sunt și mai rele de atât. Corect. Adică am mers, dacă rana e ba, să pune și sare pe rană. Da, asta e tot tacâmul. Asta e o cale puțin rusească. Sigur. Pe de altă parte, este și o cale... cum să spun eu, obișnuită într-un anumit tip de eseu radical filozofic și aici tu ești de fapt cel mai apropiat de tradiția eseismului filozofic radical, adică dacă vrei Agamben, sau, în care există și o dimensiune de provocare, bineînțeles, pe care foarte mulți dintre cei care nu citesc în mod curent asemenea, sau nu cred că înțeleg dacă citesc, există desigur o dimensiune masivă de provocare în discursul radical. Dacă asta îți scapă și e totul literal, nu? Dacă toată chestia asta luată de aici este literal citită, atunci dispare toată bogăția de reflexie din interiorul unei cărți, nu se înțeleg pozițiile diferite, nu poți să înțelegi în literatură literală faptul că dai peste un erou care are nostalgia gulagului. De ce? Că a fost deținut. De ce are el și el? Îți explică, îți construiește o lume în care acea nostalgie este plauzibilă. Pentru ce anume? Pentru o situație de existență radicală în care toate sunt alegeri radicale, în care un asemenea traseu e posibil. Și cumva lucrurile astea, cultura română funcționează, mă rog, mai multe culturi funcționează, dar aici lucrurile sunt la periferie, lucrurile funcționează mai rapid și mai cu tot felul de etichete și atunci mi-au adus o mulțime de etichete de tip nostalgic, comunist, rus și mai departe, sunt etichete foarte simple. Eu recunosc că nu mă tem de etichete, ba din contra, știu foarte bine să răstorn situațiile și de obicei au ieșit lucrurile destul de interesante, pentru că pentru mine e un proiect de viață, adică eu când scriu și ce spun și ce fac, lucrurile să cam leagă sau încerc să le leg, nu sunt un tip perfect. Și atunci am zis, ok, dacă și comunist, dacă și asta, atunci vă mai dau încă câteva, adică vă mai aduc încă etichete, că mai sunt la pregătite. Exact, exact. Și atunci am zis, uite, să vă povestesc o carte despre sectanți. Deci aia e deja, uleu, iar nu și sectanta, păi ne-am terminat. E prea mult pentru o minte care ține minte numai trei etichete. Dacă îi dai cinci, deja te face un cocktail complicat. Și atunci am venit cu acest proiect care pe mine mă interesează nu doar această mică trilogie a marginalilor. Am mai scos niște cărți între timp atunci, dar astea mi se par cele mai importante ca fir al poveștii mele de viață în România și în raport cu spațiul cultural și în raport cu mine și mai departe. Această mică trilogie a marginalilor, care prima aia se numește Sectanții, a doua se cheamă Bandiții și a treia Izgoniții. Bun. Povestea care mă interesează foarte mine e cumva un soi de răsturnare istorică în care încerc să văd lumea în care trăim prin ochii acestor grupuri marginale, care mie mi se pare că sunt foarte importante. Istoria povestită, eu întotdeauna dau acest exemplu, istoria povestită de vânător, când se duc la vânat și spune-i toate poveștile de acolo, este o istorie. Dar să vă povestească vânatul această istorie arată foarte diferit. Adică între vânător și vânat petrece parcă aceleași lucruri, dar nu sunt aceleași lucruri. Experiențele sunt foarte diferite, lumea se vede foarte diferit. Și atunci eu iau acest grup religios care cumva fac parte indirect. Evident că eu lucrez cu ceea ce se cheamă, acum cumva mi-am definit stilul, se cheamă docu-ficțiune, docu-fiction, un soi de ficțiune documentară, în sensul în care mă documentez,
fac cercetare, fac teren și mai departe pe o temă care mă interesează, dar ambalez, îmi permit libertate de a ambala destul de ficțional. Pot să fac eroi din asta, pot să combin eroi și mai departe. Și atunci eu iau această poveste care o plasez în Bugeac. Bugeac într-adevăr este acest amestec foarte stran, cum spuneam Sorin. Acolo mai este încă o chestiune foarte interesantă, pe lângă faptul că e un amestec de etnii, religii, naționalități foarte multe. Este un soi de buzunar, ca geanta la doamne sau buzunarele care le avem prin interior. Noi îi punem acolo și uităm, nu știm, să ascund lucrurile. În buzunare ascund o mulțime de lucruri care nu se văd. Și el a fost întotdeauna un spațiu de refugiu al multor comunități. Acolo sunt staroverii. A fost mereu o periferie multiplă. Deci dacă vă imaginați România ca periferie multiplă aflată... Acolo e foarte mic. Acolo este o metonimie. Nu? Adică ai multe secte, la fiecare două sate ai altă sectă, ai altă comunitate, ai staroverii fugiți din imperiu de la, pentru că acolo mâna lungă a țarului n-ajunge și mai departe, o zonă mai liberă. Lipovenii de acolo. Ai germanii care au venit acolo. Acolo avut malocani, chiar cu comunități care sunt mult mai strani decât cele care le cunoaștem noi. Găgăuzii, ai evrei mesianici, ai combinații foarte, foarte diferite, care având și etnii bulgari, găgăuzi, ucraineni, ruși și evrei, moldoveni și așa mai departe, acolo se creează așa o mixtură. Dar mai este o chestiune foarte interesantă, este problema statalității. Acolo e o chestiune a statalității care nu e niciodată sigură. E povestea care o spun în carte cu evreul când după 90 vrea să meargă în Israel și îl întrebat la pașapoarte, în ce țară te-ai născut? Păi în Imperiul Țarist. Ok, unde ai făcut armata? Păi în România Mare. Unde ai muncit? În Uniunea Sovietică. Unde ți-ai pensia? În Republica Moldova. Zice, ești cam umblat, Abraham. Zice, nu, n-am ieșit niciodată din sat. Pentru că e chestiunea asta că în decurs de 100 de ani... E ca Ucraina transcarpatică, în care omul care nu s-a mutat niciodată... Practic, în decurs de 100 de ani ai avut 7 statalități și vreo nu știu câte feluri de regimuri. Ai avut țarism, ai avut România Mare în altă formulă, alt tip de statalitate, ai avut Imperiul Sovietic. Bine, plus în perioada care s-a mai schimbat și mai departe. Și mai e ceva, este o fluctuație pe lângă diversitatea socială, mișcările sociale, economice, etc., dezvoltare. Există o mișcare extraordinară a elementelor componente. Da. Pentru că există dispariții bruște, cum ar fi de exemplu, repatrierea nemților în Rah. Da. Sau trimiterea tătarilor la Dracul în prazi. De exemplu, era foarte, pentru că era întreagă tradiție. De exemplu, întotdeauna trebuie să ai mai multe rânduri de tip de haine, tip de, pentru că tu nu știi niciodată ce tip de administrație mânici de. Era într-un bancul ăla cu căciula care trebuie să aibă două fețe, crucea pe o parte și steaua pe una. Și te uitai pe geamă salbii, pui cușmaia, ți roși. E o chestiune care pare puțin, dar e o chestiune de strategie, e o formă de strategie de supraviețuire. Oamenii trebuie să se organizeze în așa fel încât trebuie să supraviețuiască acestor regimuri. Ieri a fost regimul țarist, au plecat ăștia, au venit românii. Românii și-au adus altă administrație, cu alte reguli, alte apucături și mai departe. Pleacă administrația țaristă, vine administrația rusă, care deja e sovietică, cu totul alte principii și mai departe. Ei bune, în toată nebunia asta, pe mine mă interesează o chestie și mai mică. Adică care nu trebuie să fie atentă la ce tip de administrație. Mai are pe cap și Biserica Ortodoxă majoritară și mai are pe cap și parte de laicitate. Care nu acceptă practici de existență ale acestor oameni. Și atunci, în prima carte cu asta mă ocup, este care e strategia acestui grup comunitar, ce tip de strategie aleg ei în viața cotidiană pentru a rezista acestui tip de viață destul de complicat. Și mi se pare că e foarte interesant pentru că ei aleg niște strategii uneori paradoxale, uneori strane. Dar care pot să meargă, asta pare că un fel de adaptare infinită, dar nu este o adaptare infinită, pentru că la un moment dat există un atașament adânc al credinței față de Cartea Sfântă, da. Și în momentul acela îi se expun cu bună știință exterminării și sunt exterminați. Asta e una dintre lucrurile care par paradoxale. Pe de parte, cu cât se expun mai mult, pentru că sunt momente, eu și dau de exemplu una dintre chestii care deranja foarte mult și am văzut că a fost citată de partea conservatoare, e că unul dintre acești bunei abrahamici, să zicem, care întemeiază întemeitor de religii, de mici comunități din astea,
este, are teza respectivă că stalinismul este ultima epocă de aur. Exact. Știi, acum să-i spui unul asta, cum adică? Stai că nu înțelegem. Pentru că ei citesc, ei lecturează istoria cu totul alt termen. Ei lecturează într-o terminologie foarte simplă și radicală. Dacă ne bagă în pușcărie, e de bine. Sigur. Înseamnă că credința noastră e adevărată. Sigur. Dacă ne extermină, e de bine. Sigur. Înseamnă că credința noastră e adevărată. Sigur. Este teologia martirajului. Sigur. Care, când spui chestia asta, adică cum? Și acolo este și aceasta care a bulversat puțin, deci el nu acum susține Stalin. Nu, care spune, de exemplu, un bunel care spune că dacă te bagă în pușcărie de bine, dacă te scoate de rău, trebuie să te gândești de bine, care înseamnă că ai ceva probleme. Și atunci ei construiesc această formă care, de exemplu, o valorifică pozitiv. Zice unul dintre ei, păi cum aș fi putut eu să-mi vestesc vestea sau mesajul meu evanghelic dacă ăștia nu m-ar fi dus în pușcărie. Ceea ce e o tradiție străveche în istoria religiilor cunoscută, e o formă exemplară de existență a grupurilor mici. Și cumva ei cumva încearcă să refacă acest creștinism primar, sigur, într-o formulă cât îi ducea pe ei. Adică sigur, sunt oameni limitați, educați, dar... Sigur, dar vedeți că în spațiile acestea... Nici creștinii nu erau excepții de educație, erau oameni simpli. În spațiile acestea extreme în care totul este fluid, apar situații radicale în care seamănă destul de mult cu cele ale primelor comunități creștine sau, să zicem, precreștine, quasi-creștine, înainte finalul gnosticismului sau perioadele acestea de mare tranziție și fluctuație în care se nasc aceste forme extrem de radicale și de riguroase ale vieții în spiritul cărții. Da, și cumva eu încerc să fac această saga de familie de 100 de ani în care se amestecă mai multe tradiții, generații care vin de la religii și îi văd cum se comportă sub Imperiul Țarist, sub România Mare, care acolo se confruntă cu alt tip de probleme bisericii ortodoxe, problema legionarismului, fascismului și mai departe, sub Uniunea Sovietică, care sunt mai multe etape, pentru că una sub Stalin și cu totul alta sub Brejnev, când lumea începe să devină mai burgheză, mai așa, și încerc să o duc până spre post-comunism, în sfârșit de comunism, unde cumva o las o las așa puțin neterminată, tocmai pentru că e o perioadă destul de confuză. Culmea că se pare că libertatea le aduce această din lipsă de dușman, din lipsă de presiune, comunitatea se dizolvă. Asta e o chestiune foarte interesantă. A doua parte, a doua carte, deja mă ocup de cu totul altceva. Pe mine mă interesează un alt mit biblic care este Cain și Abel, povestea cu bandiții. Mă interesează partea educativă. De ce unul în același context social, politic, economic, unul devine criminal și unul devine unul victimă și unul așa. Cum se naște această educație prin negativ? E o poveste foarte interesantă. Acolo istoria e că un copil se împretenește cu un bandit care cumva vine din tradiția familiei și el învață, observăm cum acest eroi negativ sunt mult mai puternici, mai... Mă interesează acolo cum se instituie legea, puterea de lege, dar în povești de viață acestor oameni care... Evident că vorbim de bandiți de tip rusesc, sovietic, în care sunt profesioniști, din asta trăiesc, adică ce este furtul, este o formă de economie cu grad mare de risc și cu grad maxim de profit. Munca este... E munca cea mai eficientă. Asta e munca cea mai eficientă. De asta și cei care reușesc în viață sunt cei care știu să fure. Niciun om normal nu se îmbogățește pe baza muncii. Și ăștia sunt diferiți de tipul lui... Aici sare de la tipul lui Ostap Bender pe care l-a aștepta, pentru că Ostap Bender avea niște interdicții, după cum dacă vă amintiți din lecturi. El nu fura din avutul obștesc. El se ducea să redistribuie, de fapt, lucruri care erau deja furate de persoane private din avutul general. Deci respecta codul penal. Aici este un mediu interlop în care, aici vreau să fac un comentariu. Partea asta despre bandiții, care e o foarte frumoasă descriere antropologică în detaliu a acestui univers, cu codurile de onoare, cu codurile lingvistice, cu tipurile de comportament, de recrutare, de inserție socială, toate astea. Eu ofresc foarte exact acelei luni.
această lume, ca și lumea cealaltă, cea prezentată în volumul anterior, Sectanții, e o lume aflată și ea în căutarea libertății. Și dacă există ceva care îi unește pe sectanți și pe bandiți, este această căutare a libertății. Una se face prin, cum să spun, o concentrarea ontologică și psihologică în jurul verticalei, nu către principiul suprem, și cealaltă se face printr-o printr-o foarte inteligentă exploatare a tuturor interstițiilor și momentelor de neatenție ale sistemului admitel opresiv din jur. Da. Povestea e destul de atractivă pentru mine, tocmai că e foarte ofertantă. Modul în care, dacă sectanții un soi au capacitate foarte mare cumva de a rezista în fața puterii, mai degrabă printr-un soi de ignoranță, da. Adică ei fug de putere. Asta este tehnologia cea mai isteață a acestei comunități. Adică ei înțeleg foarte bine că cu cât te îndepărtezi de centre de putere, cu atât devii mai liber. Sure. Și atunci trebuie să-ți creezi o lume separată, care e mai îndepărtată de... Dacă toată lumea vrea să devină profesor, tu trebuie să vrei să devii portar. Că asta atunci te faci. Pentru că pe putere niciodată nu o să intereseze portarul, o să intereseze profesorii. Și mai departe, ca să poată controla. Și mai departe. Ei găsesc aceste tehnologii. Ei, cu bandiții lucrurile stau puțin, se înfruntă. Pentru că ei împart lumea în categorii cei care țin de stat, fraierii, și cei care sunt anti-stat. Ei trebuie să muncească, nu trebuie să respecte decât furtul, care este singura formă. Nu trebuie să aibă acte. E o chestiune foarte interesantă cu actele. Toți se luptă cu această poveste de acte. Numai noi, fraierii, suntem mândri când avem acte. Pentru ei, acte e o formă de robie. A avea act. Singurul act care acceptă e când e ăla fals. Da. Adică actul instrumental, care e instrumental, nu ăla adevărat. Și e o chestiune foarte interesantă cum ei gândesc în parametri foarte diferiți față de noi, cei oameni normali, cum ziceam. Și toată povestea asta pe mine m-a fascinat, tocmai pentru a înțelege cumva elementul ăsta al educației, al cum se schimbă lucrurile, al raportului cu legea, al cine le instituie și mai departe. În istorie de viață, multe cu înțelepciuni, sunt foarte religioși, bandiții sunt aproape mai religioși ca sectanții. E o chestiune foarte interesantă. Adică cei care fură foarte mult sunt foarte religioși de obicei. Și după asta mă îndrept spre această ultimă care a apărut acum, Izgoniții. Trebuia să închei această trilogie, care a fost puțin mai dificilă din cauza că aici deja nu mai lucrez. Acolo am lucrat cu oameni concreți, adică am făcut multă cercetare. Interviuri, cercetare de antropologie de teren, discuții, povești. În general cu grupurile marginale destul de greu, pentru că ei nu acceptă să intre în comunitate. Grupurile marginale, grupuri închise, dar prin diverse tehnici se poate ajunge, mai ales prin cineva când te recomandă, prin recomandări, ca și în lumea bună. Da, sigur. Și acolo funcționează aceleași. Trebuie recomandări, trebuie să pătrunzi, trebuie să-i convingi, trebuie să capiți încredere și mai departe. Sunt aceleași tehnologii, doar puțin răsturnată. Cu Izgoniții, pentru că mă ocup deja de o lume a comunității evreiești, început de secolul 20, e mai complicat pentru că nu am martor decât indirect. A trebuit să lucrez cu jurnale, documente, multe. Și există un martor într-o formă extremă la sfârșitul vieții. Da, da, da. Cineva din familie. Găsim niște martori. O doamnă recuperată care trăiește la Istanbul și are 100 de ani. Da. Aia e așa un truc pentru a lega, pentru că cartea începe cu memoria, povestea memoriei și cumva cu recuperarea acestei memorii. Memoria e foarte importantă pentru că unul dintre lucrurile în spațiul nostru foarte mare este această incapacitatea de a duce de la o generație de la asta memoria, de a falsifica memoria. Mi se pare una dintre problemele noastre imense, de a distruge arhive, de a nu ști să lucrăm cu arhivele, de a crea tot soi de povești care cei care au trăit acum 40 de ani, dacă țineți cărți de istorie, nu mai înțeleg absolut nimic. Și e o poveste destul de mare. Și atunci cumva îmi pornesc de la această poveste a memoriei și atunci ajungem la... Sunt câteva lucruri care mă interesează. Primul e problema pogromului. Începe cu pogromul de la 1903, cel mai important pogromul de la Chișinău, și se termină cu 1917, Revoluția. Practic urmăresc istoria unor tineri, le numesc milenialii vremii, adică generația foarte tânără, care vor câștiga puterea după 20 de ani, în 15 ani. Ce se întâmplă cu ei, ruptura imensă, de ce se întâmplă o ruptură atât de mare între ei și părinții lor, că e o problemă destul de mare.
Cum își schimbă ei, care sunt modele vremii, ce citesc, cum se îmbracă, ce vor. Pentru că cumva acești copii sunt copiii pogromului cu care mă ocup eu. Adică trăiesc această violență, acest stigmat și ei caută soluții. Sunt doi frați, aici refac un alt mit biblic. Eu recunosc că lucrez foarte mult cu aceste povești. Da, este povești. Permanent o tramă biblică în spate pe care acelor doi frați ai Isaac, al lui patriarhul Isaac, Esau și Iacov, cei doi gemeni cu care cu binecuvântarea, știți povestea, unul fură binecuvântarea celuilalt și de acolo se naște un soi de război civil în sânul comunității. Acum aici eu pun, readuc povestea asta la început de secol 20. Pe mine mă interesează foarte mult cum, care sunt soluțiile pe care le caută cei doi frați. Sunt frați, nu sunt gemeni. În cazul ăsta e o fată și un băiat. Nu e deloc întâmplător că e fată, pentru că mă interesează feminismul, cumva, problema emancipării. Ce se întâmplă cu femeia la început de secol 20? Pentru că trăiește o triplă formă de represiune. E femeie care n-are niciun drept, e și evreică, e și într-un context social foarte complicat. Și atunci urmăresc o mulțime de astfel de teme suprapuse care în definitiv caut să rezolv sau să înțeleg ce s-a întâmplat în acel început de secol 20. Care eroii mei încă nu dau un răspuns, dar dau direcții. Adică e un început de secol 20, ei nu știu. Dar se presimte un fel se de revanșă a marginalilor. A marginalilor. Dacă este să spunem așa pe scurt, se presimte ceva, este în aer. Există un radicalism al marginalilor care într-un fel augurează pre... Ei cumva preîntâmpesc încă peștișorii din acvariu, că deja prespun că cutremurul va avea loc. Secolul 20 se va întâmpla, noi deja l-am pregătit, el este aici. Doar încă noi nu știm, ei încă nu știu. De asta este partea perversă, că eu nu le spun eroilor mei ce li se va întâmpla. Noi ca cititori știm ce se va întâmpla. Pentru că sunt două căi, un frate vrea să construiască o lume nouă, sora vrea să construiască, este utopică. Adică este calea cumva care au ales-o al utopiei revoluționare, socialist și mai departe. Și fratele este acel sionist care alege calea reinventării statului și așa mai departe. Astea sunt practic cele două căi ale secolului 20, cumva identității naționale și a identității. În realitate au fost într-adevăr la momentul respectiv cam singurele forme. Sigur, erau și foarte împletite, adică distincțiile nete între aceste trasee se fac mult mai tardiv. Da. E un fel de conglomerat ideologic cultural în care opțiunile acestea sunt odată posibile simultane în multe cazuri, al doilea nu sunt reciproc excluse, în orice caz. Și atunci vezi trasee de viață care evoluând ajung să se radicalizeze și se excludă reciproc. Dar ceea ce mă interesează foarte mult este cumva această privire spre secolul 21 din spre secolul 20, început de secolul 20, pentru că mie mi se pare că există această risc imens de a nu vedea cauzalitățile lucrurilor. Adică noi privim mulțime de fenomene sociale, politice, economice ca pe o chestie aproape naturală, că a fulgerat, știi? A plouat. Păi n-a plouat, n-a fulgerat, sunt în spate, adică chiar și pogromul stă, e doar vârful unui iceberg. Acolo în spate sunt o mulțime de probleme legislative, probleme de inegalități, de redistribuții, multe, 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 multe cauze care produc la un moment dat aceste tipuri de explozii. Cumva urmăresc această istorie complicate ale acestor oameni. Evident, încercând să aranjez într-un context, să știm ce muzică se cânta, se cântă mult în carte, este klezmer, este yiddish, este literatură, este poezie, mă interesează aceste genuri, atmosfera de localuri. De multe ori analizele vin mult prea târziu ale epocii, dar cele mai specifice, ca să-ți dai seama de epocă, trebuie să vezi modele, moda vremei, adică de ce fetele sunt părul scurt, brusc. De ce se cântă anumită muzică, de ce se consumă anumite lucruri și mai departe, brusc încep să înțelegi mai bine spiritul vremii. Există o literatură sud-americană foarte interesantă, argentiniană, braziliană în special, puțin mexicană, scrisă de evrei fugiți din regiune. Asta a emigrat în perioada respectivă, la începutul secolului acolo. Și am citit cu delicii asemenea romane care sunt cu improbabila figură a unui gaucho evreu, cu mafia de evrei răufăcători din Basarabia, mai e mai ușor, pentru că asta aveam și la New York, dar să vezi mânt, deci e ca și cum Borges ar scrie lucrurile lui despre Pampa, în care personajul așa și este un
cu tot ce vrei, cu rețelele de prostituate evreice din Basarabia, care domină Buenos Aires la un moment dat. Deci, există o extensie a acestei lumi. Da. Una este nord-americană, de pe care știm ceva mai multe, și una fascinantă sud-americană, absolut fascinantă. Da, pentru că a plecat mulți încolo. În special, și care au pătruns, aceste extensii au pătruns în alta cultură, pentru că nu s-au dus numai, foarte mulți au săraci lipiți pământului și colo și dincolo. Da, da. Dar unii dintre ei au mai făcut avere și, o țară ca Brazilia, câteva din cele mai mari averi ale Braziliei sunt ale descendenților din spațiul ăsta de la Lituania, Estonia până la Basarabia. Mm-hmm. Și când e cauz la arborele genealogic, ăștia toți au bunici sau străbunici, depinde la ce vârstă te întâlnești cu ei, și ăștia domină, eu știu, industria, vă dau un exemplu, industria în Brazilia, unde copaci sunt chiar mai mulți decât în România, și se taie cu același sârg, ca și acolo și aici, există, desigur, o industrie colosală, cele mai mari întreprinderi din lume, de celuloză, nu? De celuloză și hârtie. Ei, principala companie care are asemenea proveniență. Deci, această lume strânsă într-un fel de, cum să spun eu, provincie izolată, la marginile tuturor imperiilor, a explodat și ea, a avut și ea momentul său de expansiune. Și ăla se pregătește atunci. El a avut loc și în România. Dacă treci Prutul și te duci, de exemplu, să vezi localitatea Huș sau localitatea Iași, de unde s-a plecat în mod masiv la începutul secolului către America de Nord, în special, și către Anglia. Da. Bun. Cam astea sunt, să zicem, cărțile cu care am lucrat în mare și... Aș vrea să salut alte două, una extraordinară, culegere de interviuri și conversații informate cu vârfuri ale inteligenței actuale ruse, ceea ce reprezintă pentru noi, și în special pentru românii care nu citesc rusește și nu se pot repera în cultura rusă contemporană, un îndreptar extraordinar. Da, da. Inteligența rusă astăzi sunt 15, nu mai țin minte câte sunt, interviuri cu oameni de vârf. M-a interesat acolo cumva să pun ca un puzzle oameni din domenii diferite și din orientări diferite, pentru că ei sunt ceva mai diversi ca un intelectual de imperiu, pentru a ne face o imagine, să zicem, a stilului lor de a gândi, a problematicilor actuale, pentru că și acolo s-au schimbat multe în ultimii 30 de ani. Plus că ei sunt, după cum voi puteți imagina, traumele lor, mult mai conectați, mult, infinit mai conectați cu lumea occidentală decât suntem noi. Adică ei sunt actori în discuțiile acestea euro și transatlantice, sunt autori citați, sunt oameni care publică în revistele mari, despre așa ceva vorbim, nu? Adică da, sunt mulți care lucrează simultan în generația asta, sunt mulți care lucrează simultan în mai multe sau care centri. Fac această navetă de când, iar de la apariția cărții, fenomenul mai nou este că, pe care îl cunosc destul de bine, este că apărând mai mulți bani în Rusia și investiții mai mari în domeniul academic, sunt foarte mulți dintre profesorii ruși plecați, Andrei Zorin, bunul meu prieten, de la Oxford, poate să facă naveta către Rusia. Da, adică, el plecă de la Oxford, parcă acum și la Leningrad, la Petersburg. Și atunci el și începe să câștige mai mulți bani de la Petersburg. Da, și Iurceac și toate din generația lor. Deci este o lume, la fel cum persoane care au venit în România, au fost intervievate, scriitori în general, că noi nu discutăm. În România nu vin intelectuali de vârf din Rusia, că n-au parteneri, n-au cu cine vorbi. Și atunci mai vin scriitori, poftim? Da, scriitorii vin. Scriitorii vin pentru că nu avem Ulițca, acum Vădălaschin, văd că e foarte în vogă aici. Vădălaschin a fost aici de mai multe ori. Și a fost... Iahina, da. Dar vorbesc de cei care au o dimensiune intelectuală mai pronunțată. Da, nu prea vin. Vădălaschin este, el însuși și eseist, el este un filolog clasic, adică clasic pentru cultura rusă veche, nu? Filolog în sensul clasic al cuvântului, puternic, așa, dar pe de altă parte el are o poziționare, să spunem, aproape de, un neoconservatorism destul de riguros, da? Capul mi-a trimis, mi-a trimis articole publicate chiar în America sau lucruri pe care le scrie el, care într-un fel
susțin această... Păi nu duplătorii atât de iubite. A, da, da, da. Nu, eu am nu, și scris despre asta. Dar nu sunt atât de convins. Nu sunt eu atât de convins. Pentru că la, de la romanele lui ca Laur ăsta care are această traumă, această tramă a lui Homo Viator, a pelerinului creștin care străbate spații în sfârșit, bineînțeles, se caută pe sine, etc. Bineînțeles, până la alte lucruri care au fost citite aici într-o cheie politică brută, ca luptă dintre roșii și albi, bunicul era alb de ei de bine, nu știu ce. Deci, e o gândire, e o cultură mai complexă, ce putem să facem? Cultura rusă e o cultură mai veche, mai complexă, mai cunoscută, mai citită, asta este. Asta a fost un lucru, la fel a făcut o carte Vasile Ernu pentru a ne face cunoscuți pe cei pe care credem că îi cunoaștem din Republica Moldova, intelectuali, scriitori din Republica Moldova, pe care nu știm atât de bine pe cât ar trebui să știm, având în vedere că la nivelul în alte culturi, asta repet tot timpul, da, și, este o anumită integrare. Acolo mi se pare puțin nedrept partea cu știm numai anumite filoane sigur, care au ieșit pe mecanismul de secol XIX, naționalism, da, o leacă identitar. Ceea ce am încercat să arăt este că sunt mult mai multe grupuri, spații, chiar, de exemplu, mai interesant, nu vrem să știm cum gândește un intelectual bulgar sau găgăuz. Sigur. Pentru că ei trăiesc acolo de sute de ani. Ruși, ucraineni și mai departe. Pentru că în prima întrebare când am ajuns la Iași, așa, poate ajunge la întrebări dacă mai putem discuta așa lejer, este și mi-am dat seama că băi, ceva e problemă cu cum percep românii geografia dincolo, da. E că când ajungeam la Iași m-am întrebat de fiecare dată dacă e frig la Chișinău. Da, sigur. Și dau fiind la 130 de kilometri și răspund, dar de ce nu întrebați pe cei de la Vaslui, pe cei de la Galați? Că Galați e mai departe sau de la București. Pentru că în mentalul și cumva folosesc asta, Chișinău este undeva în Siberia, dacă e undeva, Chișinău e aici după colț, dacă o iei pe de-a dreptul, ajungi mai repede decât la Vasca, am până la Vaslui, până la Bărnac. Voltaire, în Histoire de Charles Duz, care se referă la războaiele ruso-suedeze, după cum știți, Carol al XII-lea, are acest, această mică digresiune ca să-și câștige cititorii, nu captați o benevolenție. A, zice, vă mai amintiți iarna aia sinistră în care, nu știu ce, de acum câțiva ani, când Carol a... Ce iarnă sinistră? Pentru că ea de la Paris a văzut cu totul altă iarnă decât iarna lui Carol al XII-lea din Scandinavia, până la Petersburg. Dar sunt încercări de a face pe oameni să se poată pune în legătură cu ce spui tu, măcar pe în acest mod ecologic, geoclimatic, pentru că alte repere n-au. Da, o să deschidem, să luăm niște întrebări și comentarii. Ce aș vrea să mai spun despre această complexitate? Vedeți că în momentul în care alegerea de viață a unui basarabean care vine aici nu este aceea de a juca rolul pe care noi din România îl atribuim automat. El trebuie să fie un fel de clonă mai nereușită, e adevărat, mai stângace a noastră. Și anume, în mintea lui să fie absolut toate lucrurile pe care le avem și noi, memoria culturală, socială, personală trebuie să fie standardizată. Uităm un lucru, că România continentală însă și este un produs recent, politic, națiunea în forma pe care o vedem are 100 de ani, diferențele regionale sunt extraordinare, chiar în regiunile care au stat cel mai mult în interiorul unui sistem politic românesc, unui stat național românesc, iar noi suntem acum într-un moment foarte interesant al istoriei naționale, în care am intrat într-o fază nu post-națională neapărat, dar în orice caz transnațională, în care se nasc în momentul în care vorbim forme noi de identitate românească și nu doar în diaspora, unde desigur e un mare creuzet în care se nasc forme altădată de neimaginat ale acestui complex identitar în care există și elementele românești. Prin urmare, eu aș spune că globalizarea României sau această transnaționalizare a României din ala, care bineînțeles statul este incapabil să adapteze, gândește în termenii zoologici ai unui, cum să spun eu,
hai să le spunem, biopolitice a unei comunități de clone, cum spune. Bineînțeles că nu e cazul. Statele sunt incapabile să trateze aceste diferențe. De asta logica tuturor constituțiilor este construcția și apoi administrarea unor obiecte identice, nu cetățeanul construit prin educație, rutini sociale, socializare, etc., ca versiune ale unei asemenea, unei aceluiași prototip. Deci, eu cred că există o posibilitate pentru o deschidere mai mare pentru cei care și-o pot permite pe două planuri, intelectual și psihologic, pentru că ambele sunt importante. Sunt unii care pur și simplu pot accepta diferența din punct de vedere intelectual, nu o pot. Alții, din punct de vedere al personalității, văd o amenințare în existența unor forme diferite de umanitate. Asta li se pare o sfidare existențială absolută, radicală. Și pur și simplu clachează. Singura formulă este să-l prinzi pe ăsta când îl prinzi, pe Ernu, și să-l stigmatizezi și așa mai departe. Și atunci acest jurnal La sfârșitul lumii se comporte un volum final, un adaos, în care este mea culpa făcută pe toate 5 pagini în care îți însușești toate criticile pe care ți le-au adus cetățenii care n-au înțeles ce. Da, asta te ține în viață, știi? Da, asta e, sunt convins. E o formă de sport, adică e foarte bine. Adică dacă să-i ascultăm pe mei, așa că dacă te înjură, înseamnă că contezi. Sigur. Îți dai seama dacă m-ar lăuda ce plictiseală ar. Evident. În orice caz, haideți să luăm comentarii sau întrebări, dacă există, îl avem aici pe Vasile Ernu, profitați. El poate să ducă orice întrebare, puneți, nu vă puneți niciun fel de problemă. Nu fiți timizi. Nu fiți așa de sfiernici, pentru că nu este. Știți ce? Să fac o observație despre limba scrierilor lui. N-am fost eu redactorul cărților pe care le-a publicat el aici, prin urmare sunt destul de multe lucruri pe care le-aș amenda rapid. Sunt, și nu atât în sensul că sunt unele barbarisme și nu știu ce care sunt la fel în română, nu e vorba de moldovenisme. Pentru că moldovenismele fac parte dintr-un registru mai vechi al limbii pe care în secolul XIX limba română în general l-a regularizat sau expulzat. De fapt, când el, Vasile, spune de această modernitate, e interesant. Basarabia a chiulit exact în secolul XIX din istoria României, exact atunci când națiunea se construia. Da. Deci a lipsit de la această lecție. În mod paradoxal, însă, bugeacul n-a lipsit. Între 1856 și 1878, bugeacul a fost al României, al Moldovei. Da. Și al Moldovei prima dată, 1856-1859, și apoi al principatelor. Bugeacul. Patria lui mică. Ei, acolo, administrația românească introdusă atunci, între 1856-1878, care era la rândul ei construită de rușii care aduseseră regulamentele organice ca experiență utopică reformatoare la marginea Imperiului, că nu s-o puteau permite la Moscova și Sankt Petersburg, licărea încă în Moldova, a fost reexportată în această periferie unde se puteau face experimente. Și culmea este că a rămas neatinsă cel puțin 20 de ani și amintirea ale acestei administrații românești, să zicem, quasi regulament organică, ciste, să zicem, a subzistat. Numai că populațiile se tot schimbau și nu există o memorie precisă a mai multor generații care să fi trăit sub aceleași administrații. Deci, asta e o parte interesantă a lor. Dar, lipsind în secolul XIX, bineînțeles, nu le poți atribui calități sau defecte care s-au constituit la pragul, la planul întregii națiuni în secolul XIX. Și care după aceea au fost învățate. Există o limită până la care identitatea își poate asuma, poate asimila memorii învățate.
pe termen lung, toate memoriile sunt ficțiuni învățate. Desigur. Nu sunt afectat direct în ce sunt, de exemplu, de ce a făcut sau nu a făcut Burebista. Nici Mihai Viteazu și nici foarte mulți alții care au fost foarte departe. Sunt afectat de o construcție memorială, educativă, națională, ideologică și culturală care a intervenit între timp. Ei, acum, cum să spun, ei intră și lucrează cu asta. Basarabenii au și ei problema asta. Acum, de tine e bine că ai fugit de acolo pentru că nu puteai să fii la fel de liber pentru că erai trădător și față de basarabeni. Lasă față de români că ești rău și coada de topor a lui Putin și direcția, sau mă rog, coloana a cincea a comunismului resurect. Asta e mic. Dar vedeți că trădările au această dificultate, această problemă. Cel mai greu este să fii trădător în comunitățile mici și închise. Da. Într-o sectă ți-au gâtul, nu înțeles, pe loc. Într-un trib, iar la fel, dacă e mai mare, bun. Într-o națiune extinsă poți să fii trădător cât trebuie, că nimeni nu bagă de seamă, nu-și bagă poate cap. În locurile mici, trădarea este... Da, este inacceptabil. Plus că lucrurile s-au schimbat enorm de mult în ultimii ani și în România. Lucrurile s-au schimbat enorm de mult în Republica Moldova, în Basarabia, mai ales datorită acestor schimbări de forme de muncă, de migrație. Da. Pentru că dacă aici lucrurile s-au schimbat la acest impuls al unui număr imens care au migrat, imaginați-vă că procentul din Republica Moldova este mult, mult mai mare. Vorbim practic de milion și ceva, asta forță de muncă activă se simte enorm de mult în satele moldovenești, în orașele mici se simte foarte mult și se schimbă enorm de mult toată, să zicem, stratificările sociale, raporturile bătrâni, copii, migranți, tipul de muncă. E o schimbare foarte mare. Și o experiență comună a românilor. Experiență comună, dar acolo lucrurile sunt și mai radicale, mai agravate. Acolo există și o migrație în nord, în Rusia. Sunt și în Rusia și mai departe. E foarte greu de, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă acum în Basarabia. Prin astfel de fenomene nu mai trecut niciodată. E într-o formă de depresie socială. Căderile, populația activă a rămas foarte puțină și puțin captivă acestor mici grupuri care deja nu mai e politică, e greu de spus ce e acolo. E greu de vorbit despre o proiecție. Vorbești de România sau de Republica Moldova? Da, aici lucrurile. România sunt când vii din... E problema de unde vii în România. Când în România când vii dinspre Moldova, lucrurile încep să pară mai optimiste. Da, da, da. Ai mai multe centre, adică sunt mai multe totuși și orașele sunt mai multe, populația mai mare, centrele sunt mai multe, mafiile sunt mai multe, grupurile de interes sunt mai multe. Și în general, cât sunt mai multe, cu atât mai sănătos. Cu cât fură mai mult, că ei se mai încalcă, mai încalecă și atunci de aici se mai conflicte și de aici conflicte. Mersul, să spunem, tendențial înainte către triumful mâinii invizibile. Da. Nu? În același de la mâini invizibile foarte numeroase, în același timp, la o singură mână invizibilă. E foarte greu de privit spre un proiect, spre o proiecție de viitor, lucrurile devin foarte repetitive. Da. Scuze. Da. Da. Tocmai am zis că ați adus vorba la mafii, ne-am înțeles că ai învățat la ceptoarelor 90 în Iași, poate ai fost coleg cu Vlad Filat, sau cu premier care mai e ieșit de la ceptoare, sau nu-și poate te-ai interceptat cu Adrian Cazu, care e finul odiosului, sau poate te-ai întâlnit cu alți basarabieni care au făcut studii în România, s-au întors acasă și au furat cât au putut să știe că poate după teologia asta marginală te gândești să faci un proiect mult internet despre noile elite basarabieni școlite în patrie. Da, România a fost foarte bună cu școlirea lor. I-am cunoscut pe majoritate dintre ei foarte bine, mai ales pe cei din 90. Cu Filat am avut o relație foarte bună. Ne-am cunoscut atât de bine încât nici n-am vrut să mai am legătură după. De fapt, eu am fost foarte bun prieten de adolescență cu soția lui, prima lui soție.
A fost adolescența noastră, când ei s-au împrietenit, au devenit prieteni, automat am devenit și noi prieteni prin natura lucrurilor. Erau anii 90, eram studenți, încă nu știam că vom deveni. Cartea mea Bandiții, ultima, în ultimele capitole, are un capitol care eu unesc cumva acum secretele din bucătărie, unesc trei istorii de viață. Am studiat viața a trei, pe unul știam bine, sau pe câțiva știam bine moldoveni, pe unul român, am luat un român și un ucrainean. Și foarte interesant că s-o mulțumesc de pattern-uri care sunt foarte repetitive. Tipul în care, mediul din care vin, felul în care fac mare averi, toți fac averi evident cu la limita între banditism, stat și așa mai departe. Asta e istoria Estului. E greu să găsești o avere făcută pe bani cinstiți, e imposibil aproape în Est. Și încerc să urmăresc aceasta și modul în care se dezvoltă povestea mai departe. Ceea ce pe mine mă interesează în această ecuație nu este parvenitismul și acestor bandiți, care ea cumva se repete peste tot, ci mai ales relația copiilor noștri, da, dintre ei. Pentru că teza mea este că eu încă cu acești bandiți mai am ceva în comun. Noi am iubit aceeași fată, noi am purtat aceleași haine, noi am trăit în același cămin și mai departe. Noi încă putem comunica între noi, avem o mulțime de referințe comune. Copiii noștri însă, am eu învață undeva într-o școală de aici sau al prietenului nostru într-o școală din Chișinău, iar toți ai lor sunt, eu știu pe toți, destul de minișor, Elveția, Londra și mai departe. Acești copii se vor întoarce. Va trebui să conducă cineva de lumea asta. Nu credeți, nu fiți naivi că copiii noștri să conducă. Așa sunt construite lucrurile, în mare. Asta nu înseamnă că societatea nu se schimbă, da, nu vor. Dar ceea ce pe mine mă interesează este cum se vor înțelege acești copii, pentru că ei vor trebui să trăiască împreună. Copiii noștri, vrem, nu vrem, unii vor conduce, alții vor fi supuși și mai departe. Vorbim engleza cu accente diferite. Și cumva, pentru mine, e tragedia aceasta al noilor generații care vin din experiențe foarte diferite, sunt vor fi mult mai dure, pentru că sunt experiențe de viață, sunt greu de înțeles și asta observ deja cu această nouă generație care vine, când întreb ce vreți să faci, vine cu niște idei. Da. Unde ați învățat? Unde ai învățat? Păi a stat la 20 de ani la Londra. Da. Zic ok, dar aici în România. Halt, încet. Și cumva povestea asta, ca să te răspund ție, da, i-am cunoscut. Însă istoriile noastre de viață au fost foarte diferite. Eu am ales să rămân aici, eu am ales să nu am treabă cu politica. Recunosc că am avut câteva oferte, dar pe mine nu m-a pasionat niciodată, întotdeauna am spus că nu voi intra în niciun partid, nu voi. Dar mie mi se pare că fiecare putem face un anumit tip de politică, de influență socială, economică. Și există un angajament, bineînțeles. Există un angajament, lucrurile la mine sunt pozițiile foarte clare, pozițiile mele destul de clare, asumate, publice, fără a ascunde nimic. Știu foarte bine cum s-au întâmplat lucrurile acolo, sau mă rog, binișor, e foarte interesantă povestea acestor noi grupuri care au preluat puterea după 2009. Și era mai departe. E foarte interesant cum niște copii din sate și orășele mici au preluat puterea. E foarte interesant că eu m-am și scris puțin câteva texte acești pe găte orașe, copii de mici orașe, cum este Plahotniuc și mai departe. Cum nu au rămas garnitura partidului, garnitura. Da, da, da. Asta și pentru că s-a făcut un vid. Foarte interesant. Da, și pentru că a existat un vid de putere. În vid de putere și demografic, pentru că partidul stat sovietic, secțiunea lui din Basarabia, care era localizat la Chișinău, a plecat. Și atunci, mă rog, mulți dintre ei au plecat. Eu îmi amintesc că în anii 90 miniștri. Mi se pare că i-au schimbat foarte mult și stilul de politică, pentru că sub Partidul Comuniștilor, sub cum îl chema? Voronin că era un om care gândea în terminologie de stat, de structură de putere, de partid, omul era formatat el a dat ideea partidului stat, o instituție, el gândea instituțional. Când au venit aceste noi lupi,
Ei brusc au schimbat toată, de exemplu, eu am urmărit cum și-a construit partidele. Cum la ei totul era construit, mie mi se pare că a fost un regres. În ce sens regres? Al felului în care chiar și nu au avut un regres foarte puternic, a avut loc un soi de ruralizarea orașului, da, ruralizarea politicului. Da. S-a început, de exemplu, întotdeauna mă uitam numărul de fini. De ce toată lumea își facea 15 numere? Păi, sigur, da. Și mai departe. Totul era legat de formele de relație. Înrudirea simbolică, înrudirea rețele, clanul. Pentru săraci era forma de garanție a asesorilor sociale. Adică dacă dintr-un fin sigur se găsește unul care să se deschidă. Pentru săraci, el este, săracul este precariatul și săracul este la clientele. Atunci e vizibil că aceste lucruri au schimbat. De exemplu, toate partidele arătau ca un soi de SRL. Vizibil, da, adică da, erau mici firme, da, care se construise, era mult mai ușor de organizat într-un fel, erau aceste rețele foarte bine, ceea ce sub Voron, cu bunele și rele, nu discut acum despre, vorbesc strict cum erau organizate lucrurile, lucrurile astea nu se întâmplau, da, ele funcționau altfel, cu alte probleme, scuze, da. Vorbită foarte interesantă această urbanizare a urban, da, bună expresie, dacă ne gândim la urbanizarea rurală, care s-a petrecut între 1900, bun, să spunem așa, dacă ne uităm urban-rural, și astăzi România este undeva, dacă ne uităm în anumitul de statistică, este la 54% da, urban, 46% rural. Și aveam evoluția care a fost. În 1947 era 20%. Da. Sigur. Diferența știți care este? Că cifrele de atunci erau exacte. Acum noi vorbim cu cifre false. Deci statistica asta... Da, trebuie să acceptăm că s-a urbanizat ruralul prin forță. Așa da, a fost, da, cum a fost. Și întrebarea mea este, putem imagina o astfel de urbanizare a ruralului, mai ales în Moldova și România sunt dezblocată, în care orașele erau dominate, nu erau, trebuie să recunoaștem, dacă nu trebuie să da. Dacă te duci în Belul astăzi, da, găsești doar 10% sau 20% în numai românești. Deci orașele nu erau ale românilor. Majoritatea, să spunem. Da. Ne putem imagina o altfel de urbanizare a Europei decât forțată în acești ani, ne-am fi putut imagina? Nu trebuie. Ca idee. Pentru că adică au fost toate oameni de la țară, au fost da, în loc și le-am urbanizat. Deci urbanizarea, această formă accelerată de modernizare duce automat, a dus automat la pentru că e clar că România era într-un decalaj imens chiar și în perioada interbelică. Să nu uităm că urbanizarea crește, nivelul de urbanizare crește în perioada interbelică în urma nevoii de modernizare, în urma nevoii de fabrici, uzine și mai departe, nu la nivelul evident, nu la parametri care o capătă în perioada comunistă, pentru că comuniștii ce fac? Comuniștii fac practic apasă pe accelerație puternic. Ei au nevoie de micșorarea decalajelor. Ei vor viteză. Au deja modelul sovietic. Sovieticii fac, de exemplu, sovieticii într-o generație ajung de la plug la rachetă. Cum se face asta? Printr-un proces imens de modernizare care produce un proces imens de violență. Astea sunt mecanismele. Asta se întâmplă. În 30 de ani, când ai 20%, ei reușesc, sovietici, în doar două generații, să răstoarne balanța, iar astăzi au 74% mai urbani ca noi, de exemplu, rușii, astăzi. Dar asta în urma acestui proces, nevoie imense de fabrică, tehnologie, industrializare și mai departe, care mută toată țărănimea. Țărănimea devine un balast istoric pentru modernizare, ceea ce înțelegem noi, și atunci îi mută puternic spre orașe. Haideți și... să dați-mi voie să fac două note istorice, că totuși sunt importante. Da. Prima notă istorică. Populația orașelor este decimată de comunism. Deci, venirea comunismului înseamnă dispariția în linii mari a populației evreiești, care, supraviețuitoare de la Holocaust, pleacă în Israel. Deci da, se golește toată această franjă de populație urbană, uneori extrem de importantă în Moldova, 30-40, da, aproape de 50%. Germani au rămas acolo. Și românii care erau urbanizați. Acum, când vedeți numele străine de la Belu, trebuie să știți puțină istorie ca să vedeți că foarte multe din numele acelea, de exemplu, în primul rând grecești, sunt numele unor români care deveniseră români fie din aromâni, fie din greci,
fie începând cu secolele 17, 18, mai ales secolul Panaiot, fie mai târziu. Deci toate numele, dacă știți să citiți pietrele de la Belu, ceea ce e greu, bă, asigur, atunci vedeți acolo o istorie socială care înseamnă și o istorie de asimilare în identitatea românească a celor mai asimilabile identități alogene care aveau o vechime de una, două, trei, patru generații. Așa că toată această lume urbană a dispărut odată cu lupta de clasă din, pentru bunicul meu ieșit de la închisoare după mult timp. Lectura cărții de telefon de la Cluj a fost o traumă pentru că a văzut nume care nu puteau fi imaginate, a apărut și numele oltenești acolo și nume care nu puteau fi imaginate înainte. Pur și simplu, pentru că nu erau acolo. Deci, apoi numele, citea și tatăl meu lista celor din Comitetul Central sau din Marea Adunare Națională se publica în ziar. Și era stupefiat de ocurența unor nume care altădată nu existau decât la Argați. Țigani, argați, servitori și așa mai departe. Oameni care nu se exprimau social. Deci este și o transformare masivă, o parte pentru că e voluntară, mulți pleacă, alții sunt forțați să emigreze, deci se schimbă populația. Și atunci, sigur, se creează și un vid în care implodează toată această lume rurală care își caută și ea interesele vitale și, desigur, intră acolo, devenise inevitabil. Dar cred că ne întindem și lumea, nu-mi pare rău, bineînțeles, dar asta este lumea care, această lume românească din mediul rural, care nu a reușit să se lipească la rețelele formate de cei tot din mediul rural proveniți, dar intrați în securitate și partid rapid și ajunși ștabi. Deci toată această clientelă rurală care se lipește clanic, și o vedem și astăzi în partidele politice, la putere sau care au fost la putere, asta este lumea, toată această lume, dacă nu joacă atent în clientela respectivă cu șeful de clientelă, nașul, și așa mai departe, atunci soarta sa este crudă, pentru că ori emigrația, unde scapă din constrângerile astea și intră în altele, ori resemnarea la o viață în precariat, care este noua experiență socială și aici și acolo. Și poate m-am învățat, mers la facultate, orice. Dar există... Nu, de acord. Sunt puțini acei care au ajuns în ridicându-se social, natural, puțini sunt aceia. Dar există și ei, bineînțeles. Inteligența este uniform răspândită, oriunde se naște, bine, dacă ești inteligent și sărbuincios, merge mai departe. Problema acum se pune dacă el mai are acces, pentru că inteligența nativă aia se asigură când se naște. Și se naște, dacă el se naște la Valea din Deal, e condamnat. Te simte pe filieră sau să fugă, pentru că părinții lui nu vor mai avea bani ca să țină la facultate. Aici drama României o contra astăzi. Astăzi, despre astăzi vă rog. Da, vă rog. Ultimul comentariu, întrebare. Poftim. Autor evreu, a scris într-o carte foarte actuală, foarte citită și foarte plăcută, că tot ce ați povestit cu tot respectul, din vari profile sociale de la Ucraina, sunt catalogate ca ficțiuni sociale, ca realitate indusă și ca ceva ce nu a existat vreodată. Idei găzduite de cea mai ingenuă carte, cea mai slabă carte, de toate mintea umană. Tot ce mi s-a predat e doar o poveste care s-a pus în vari formi, care nu e funcțională. Toate înseamnă mituri și ficțiuni comune. Într-o formă sau altă. Da, dar asta e o formă banală de antirealism pe care o cunoaștem, nu-i nouă. Ba. Catalogarea ca antirealism nu face necesar. E foarte manifestă la nivelul generațiilor foarte tineri care s-au desprins de tot ce se cheamă ficțiunea enumerată după două puncte, ca ei, președinte, stea, constituție, de la fel, bancă, credit, debit
și orice cu o altă cultură de gen. Mă interesează în consum Republica Moldova, domn cu Republica Moldova, fiecare seară, discuția mea. Și am văzut realitatea în care, o paranteză la care mi-a zis, ce e foarte just în Republica Moldova, e echivalentul manifestării sociale în România, libertatea dată un popor sărac care a transformat în cruci. Am zis paranteză. Vasile, o întrebare deschisă în baza acestei. Eu am da. Da, da. Mai știi la oricine vreodată. Îi dorim succes, știu. Da. E foarte frumos. Un pronostic, un forecast pentru ce urmează. Mai ales pentru partea Budapest, că mă interesează. Da. Pentru partea de est a unui. Ultima redută creștină manifestă, bărbatul bărbat, femeia femeie și bătaia pe care și-au obiectul ăsta de la mă cu atâncă. Asta ar fi deci. O mișcare de Italia, nu am lucrurile, că nu. Cum mișcare de Italia cu ăsta din est, cum se va mișca blocul ăsta? Deci, vestea bună sau vestea proastă? Vestea proastă și vestea proastă. Da, nu prea am vești bune din punctul meu de vedere pe zona aia, pe filonul estic, chiar dacă, să zicem, trendul dominant este unul conservator. Politica din est în acest moment este foarte apropiată de ceea ce vedem și în vest, doar că ea este adaptată unui mecanism sistem tipic rusesc, adică cu formatat puțin. Adică în Rusia avem în acest moment un neoliberalism tipic occidental, violent. Rusia în acest moment trece prin cea mai mare formă de inegalitate socială pe care a cunoscut-o în ultimii 100 de ani. Asta înseamnă că o mână de oameni controlează o mare parte a resurselor. Cred că din punctul meu de vedere e rău. Pentru că asta înseamnă că mergem pe un model, repetăm, adică putem oricând să ne întoarcem la 1917, pentru că niciodată nu văd o altă soluție în momentul în care statul, cu toate că în ultima perioadă se discută tot mai mult de a găsi forme de redistribuție, pentru că înțeleg că există o populație imensă care trebuie cumva să... Pentru că ai un vagon mic, clasa VIP, și multe vagoane, clasa, câteva vagoane middle class, clasa a doua, și o mulțime de clasa a treia, a cincea și mai departe. Adică unei oameni care au acces tot mai puțin la resurse, la job și mai departe. Asta creează tensiuni sociale imense. Poate crea, cel puțin. În acest moment încă lucrurile nu sunt foarte clare, dar asta este istoria, ne-a învățat de nenumărate ori pe povestea asta. Mai ales că toată lumea atrage atenție, inegalitatea socială este mult, mult prea mare. Asta nu duce niciodată la lucruri bune. Pe de altă parte există un mimetism, adică Rusia în acest moment nu are niciun proiect real din punctul meu de vedere. Conservatorismul de tip rusesc seamănă foarte mult cu cel de tip american, chiar dacă, să zicem, aici accentul e pe religia ortodoxă, pravoslavnică, pe, să zicem, aceste tradiții clasice, urbane, rurale, familie și mai departe. Că sunt câștigătoare, mi se pare că e foarte important în această ecuație pe care noi trebuie să o înțelegem, este foarte important tipul economic de societate pe care construim. Adică într-o economie de tip capitalist nu prea funcționează, nu prea au cum să funcționeze aceste lucruri și, de exemplu, unul dintre crahurile familiei sunt mai legate nu de valori, ci de economie. Asta nu înseamnă că valorile nu au importanță. Nu vreau să spun că lucrurile astea nu contează. Contează, dar de multe ori, de exemplu, hai să luăm statistic. Dacă ne uităm la câte familii sunt spulberate aici, sunt spulberate din cauza nevoii de căutare de loc de muncă. Să zicem, problema natalității. Sunt probleme legate de forma de organizare socială, de economie, de muncă și așa mai departe. De aici vin o mulțime de alte chestii. În momentul în care vrei să reglezi chestia asta, trebuie să umbli la partea economică. Cine e capabil să umbli și mai departe, e foarte dificil de spus. În acest moment, mie mi se pare că nu există un orizont
de așteptare prea mare. Sunt cam aceleași, patternul occidental este și patternul rusesc. Rusia trăiește într-un același mecanism, doar că ea îl împachetează cât de cât puțin altfel. Există această voce puternică conservatoare dinspre Rusia, așa cum există acum o voce conservatoare puternică despre Statele Unite. Deci nu, asta este o realitate. Adică acum liderii conservatorismului global este Putin și cu Trump. Asta este realitatea. E bine rău? Asta o să vedem în următoarea perioadă, unde o să se ajungă. Este deja, asta nu știu dacă putem să... Cred că aici intrăm într-un teritoriu pe care, al viitorului, pe care nu mai prea putem da. Sunda noi acum, îl lăsăm pe data viitoare. Mulțumesc foarte mult, Vasile. Mersi și eu pentru invitație. Mulțumesc și dumneavoastră. Mersi că ați venit. Veștile bune vin din trecut, citiți acolo cărțile. Ei, dar trebuie să fim optimiști, altfel... Eu cred că întotdeauna se găsesc resurse. Chiar și când mă duc în Basarabia, mă apucă tristețea, nu știu, dar în același timp cred că viața are resurse care pot nu știi niciodată. Asta sigur. Nu avem cum să, nu trebuie să fim nici prea pesimiști. Omenirea a trecut prin perioade mai proaste, așa că... A trecut. În acest moment nu suntem nici în război, deci nici ar trebui să avem soluții. Mulțumesc. Da, au un program ăsta